sunteți pe informații oficiale, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, cei care coordonează practic această anchetă, oferă foarte puține date despre ceea ce se întâmplă în acest moment în interiorul unității militare. Știm doar că ancheta este în plină desfășurare. Foarte mulți procurori militari au venit încă de dimineață în jurul orei 8 aici la această unitate militară. De asemenea, sunt două laboratoare criminalistice de la poliție care au fost de asemenea introduse în interiorul unității. Au venit și reprezentanți din conducerea Ministerului Apărării Naționale. Aceștia nu au plecat nici până în acest moment, deși s-au prezentat aici la Cerogârla încă de la ora 9:30. Foarte mulți oameni participă, sunt și aproximativ 100 de jandarmi care caută prin pădurea care înconjoară această unitate. Însă, așa cum am spus, date efective despre anchetă nu avem. Doar reprezentanții parchetului militar ne-au informat că ieri la ora 12 au fost chemați la această unitate militară. S-a constatat faptul că la magazia de armament cele două lacăte au fost sparte și din interiorul magaziei au fost sustrase mai multe arme. Nu se știe cu exactitate sau se știe și nu au fost date publicității aceste informații. Se pare că vorbim despre cel puțin 50 de pistoale mitraliere care au fost furate. De asemenea, nu se știe când anume a avut loc acest furt, se știe doar când a fost descoperit, însă nimeni nu știe când hoții sau hoțul au reușit să plece din unitate cu această cantitate foarte mare de arme și probabil și armament. Conform NewsIn, printre armele sustrase se află o mitralieră cu afet și mai multe pistoale mitralieră. Pădurile din zona depozitului sunt verificate de echipe de jandarmi și polițiștii de frontieră sunt în alertă. Ce înseamnă alertă de gradul 1? Spuneți-ne mai exact. Este primul nivel de alarmare prevăzut pentru situații de acest gen. Sunt anumite date exprese, anumite instrucțiuni pe care ofițerii de poliție le execută. Colaborăm cu celelalte structuri ale poliției române. Toți angajații și foștii salariați ai unității de la Cerogârla sunt audiați de procurorii militari. Anchetatorii încearcă să determine și ora la care s-a spart depozitul. Consemnul a fost dat încă de ieri după amiază. Mii de autoturisme au fost verificate până acum. În Prahova au fost instituite mai bine de 10 filtre pe toate șoselele din județ. Polițiștii verifică mai ales autoturismele care vin dinspre București. Ați mai fost oprit? Unde ești? Ce transportați? Numai ambalaje? Polițiștii și jandarmii din Pitești au verificat peste 80.000 de autoturisme. Verificările însă nu s-au soldat cu vreun rezultat. Pentru Realitatea TV, Cristi Ionică. Invitații în studioul 16-18 deschide lumea în acest moment. Răzvan Bobulescu, președinte al Alma Mater, Lavinia Șandru, vicepreședinte al PIN, Ștefan Nicolae, președintele Federației Agrostar, Victor Ciorbea a fost prim-ministru și Petru Lacatoș este deputat al UDMR și membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci. În mod evident i-am invitat pentru a discuta despre buget, dar subiect pe nepusă masă, această dispariție a armelor de la armată. Lavinia Șandru, cum să dispară armele de la armată? Dacă eram într-o republică bananieră, probabil că nu ne-am fi mirat absolut deloc. Dar eu deocamdată mă mir că n-am văzut nicio demisie și nicio demitere și nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal să ajungem să privim scenarii de genul ăsta și realități de genul ăsta cu, nu știu, cu o ridicare de umeri. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. O să ni se explice că erau de vină poate cei care au păzit depozitul. Nu că bun, dar vina urcă până sus. Până la ministru trebuie să urce vina și până la ministru trebuie să ajungă ultima sancțiune. Domnule Bobulescu. Un depozit de arme să nu fie prevăzut cu sistem de alarmă, camere video și așa mai departe, mi se pare aberant. Vorba doamnei Șandru, unde suntem? Într-o republică bananieră? S-ar putea din nou să fie vorba despre lipsa banilor. Poate n-au bani de camere. Da, cred că aveți dreptate, doamne. Eu cred că e o scenarită. Cred că vrea să ne distragă atenția de la problemele grave care le are România și ne mai aruncă, mai dispar niște arme. Mâine probabil să sparge o altă instituție și ne transferă, nu vreau să spun că se vorbește scenarită, dar e imposibil să un depozit de armament, cel puțin în logica mea, și analizând cu sânge rece să-ți dispară arme, adică totuși e o unitate militară acolo, are un anumit grad de securitate, nu poți să te joci cu așa ceva. Exagerez prea mult, domnule Lacatoș, dacă acum mă gândesc că aș fi în pericol? Orice bărbat care a făcut armata, în primele zile a învățat paza drapelului și paza armamentului sunt cele două, cele mai importante lucruri cât face stagiul militar.
că acum paza s-a făcut cu militari profesioniști sau pază civilă angajată. Știm că nu știm erau militari profesioniști din acea unitate. Sigur, ei păzeau. Da, aveau un consemn, trebuie o anchetă foarte urgentă și măsuri stabilite. Pentru că în momentul în care se predă postul de la o santinelă la cealaltă santinelă, se verifică sigiliile și așa mai departe. Deci se putea constata foarte repede. Ancheta, cred că în 48 de ore trebuie să stabilească tot. Când se vor găsi armele, asta deja e o problemă mai complicată. Și dar cât de mare e pericolul? Să n-aibă sistem de alarmă, asta mă uluiește pe mine. Bun, poate suferă un atac. Știți de corp. Care era sistemul de alarmă, domnule Băbulescu? Știți care era sistemul de alarmă? Nu. Un sigiliu, care arată exact cum arăta când erați dumneavoastră în armată. Cu plastelină. Și cu ceva pus acolo ca să... un militar dimineața a constatat că sigiliul ăla era rupt. Uite așa. Da, chiar în situația asta se află armata română, chiar lipsa de finanțare, până la urmă, care a fost învăluită în mister. Noi știm că s-au dat niște bani pentru apărare, dar chiar la nivelul ăsta să stăm într-un simplu sigiliu ca să păzim un depozit de armament este o întrebare destul de... O armată membră NATO nu poate să se comporte în halul ăsta. Eu cred că e vorba de rea voința cuiva care a adăugat în curtea liderului și comandantului suprem încă și această găselniță. La ce comandant suprem vă referiți? Păi comandantul suprem al armatei române, nu? Care, iată, se trezește cu ministrul cel mai apropiat. Demisiile și demiterile ar trebui să ajungă la comandantul suprem? Evident. Cu ce el devine? Dacă mergem până la capăt, la capătul răspunderii. El și-a desemnat pe cel mai iubit consilier drept ministru al apărării. Dacă spunem că ministrul al apărării trebuie să plece și comandantul suprem trebuie să aibă răspund. Lavinia Șandru, eu întreb în continuare, există vreun pericol? Armele alea au fost luate ca să fie folosite? Acum, vreți să insinuați ceva de genul să fie folosite împotriva comandantului suprem sau să fie folosite de către comandul suprem? Împotriva Doamne, unor oameni, unor ființe vii. Numai puțin, nu suntem în filme polițiste, nu suntem în nu știu ce stat în care a avea o armă înseamnă un lucru normal și a vedea trei copii cu trei mitaliere pe stradă înseamnă ceva ce se întâmplă în fiecare moment. Suntem totuși într-un stat membru al Uniunii Europene, stat membru NATO, deci rigurozitatea trebuie să fie maximă aici, la fel și sancțiunile. Nu trebuie să ajungem ca asemenea lucruri să devină lucruri normale. Repet. Și atunci, măsurile pe care trebuie să le luăm acum, dacă vreți, când e vorba despre siguranța noastră directă în fața unor arme care au fost furate, trebuie să fie la fel de dure cum trebuie să fie măsurile pe care trebuie să le luăm în ceea ce privește siguranța noastră vis-a-vis de criză. Câți bani ar trebui să aibă armata ca să-și pună niște camere de luat vederi și să-și apere armele măcar? Ceea ce se convenise cu NATO, din câte știu eu, era minimum 2% din buget. Din păcate, nu s-a asigurat de multă vreme acest proces. Armata țipă după bani? Bineînțeles, a țipat tot timpul. De aici și restructurări masive, de aici și zeci de generali, colonei, sute și așa mai departe, sau oameni maiori pensionați la 30 ceva de ani, pentru că au fost cerințe NATO. Și acum dăm celebra ordonanță neconstituțională prin care le mai dăm și ultima cizmă. Armata e de vină că le-a pierdut. Acum poliția trebuie să vină să le găsească. Le va găsi poliția? Domnule Lacătă. Oricum, nu generalii și nu maiorii sau colonei ar fi stat de pază. E problema cum se recrutează oamenii, cum sunt acești oameni pregătiți. Și sistemul trebuie verificat periodic, mă refer la sistemul de pază, înseamnă că sunt deficiențe majore dacă s-a putut întâmpla acest lucru și în 24 de ore, cam atât a trecut, sau aproape atât a trecut, nu știm precis dacă a fost atac sau sustragere în combinație cu cei care au păzit, pentru că pot fi N variante, armele pot fi vândute. E o situație, dacă se folosesc pentru a sparge o bancă și au nevoie de armament, e altă situație, va trebui poliția să găsească. O mitralieră cu afet. Este că s-a greșit. S-a declanșat totul după vreo 7-8 zile de la data la care se s-a făcut ultima inventarieră. Asta este problema, că de ce se află acest lucru târziu?
Încercăm să aflăm răspunsurile de la colegii noștri care se ocupă de acest subiect. Deocamdată mergem la Palatul Victoria, acolo se discută de mama focului despre buget. Ce știi, Valentina Pufulescu, ce ai aflat? Bună ziua! Guvernanții sunt extrem de zgârciți în ceea ce privește informațiile referitoare la buget. Nu a ieșit absolut nicio informație dincolo de ușile în care s-au reunit, săli în care s-au reunit miniștrii cabinetului Boc. Sunt doar informații neoficiale. Spre exemplu, potrivit acestor informații, pensiile ar urma să crească în acest an cu 5% în două tranșe, odată cu 3% din luna aprilie, încă 2% începând cu 1 octombrie, la fel și salariile, tot 5%, tot în două tranșe. Dar spuneam, nu sunt informații confirmate oficial de guvern, de altfel membrii executivului nici nu au prea furnizat informații despre acest buget. Sindicatele, președintele țării Traian Băsescu, s-au dovedit foarte buni purtători de cuvânt ai guvernului, în lipsa unui purtător de cuvânt instalat oficial aici la Palatul Victoria. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu bugetul educației. Sunt tot mai multe voci care spun că nu va primi 6%, așa cum cere ministrul Ecaterina Andronescu, ci undeva în jurul valorii de 5,5%. De asemenea, sunt foarte multe ministere care solicită mulți bani, având în vedere că au cheltuieli mari în acest an, dar bugetul este unul foarte sărac, iar guvernul va tăia la sânge pentru a obține un deficit bugetar de 2%, în jurul a 2% în acest an. De altfel, liderul PSD, Mircea Geoană, spunea că România va avea nevoie de un împrumut de 20 de miliarde de euro pentru a acoperi acest deficit bugetar și ar exista chiar varianta unui împrumut la Fondul Monetar Internațional, lucru care nu este dorit de autoritățile de la București. O ședință de 4 ore, mai bine de 4 ore, deocamdată nicio informație, vom reveni în direct atunci când vom avea date suplimentare. Foarte bună observație a Valentinei Pufulescu, toate declarațiile vin dintr-o mulțime de alte direcții, doar de la guvern nu. Azi noapte, până la ora 3, liderii celor două partide care fac parte din coaliția de guvernământ au discutat la același Palat Victoria, tot despre buget. Vedem declarația lui Mircea Geoană din Toiul Nopții. Cred că în linii mari, liniile de forță ale negocierii politice cu privire la buget au fost agreate. Evident, mâine ședința de guvern va trebui să stabilească toate detaliile. Și mai important poate decât bugetul, un început de măsuri legate de stimularea economiei și păstrarea locurilor de muncă. Evident, va trebui ca în zilele următoare acest pachet să fie finalizat. Despre înghețarea salariilor s-a stabilit ceva? Ați vorbit astăzi? Nu cred că este o soluție realistă și eu înțeleg anumite preocupări cu privire la stabilitatea macroeconomică. Dar pentru pensiile mici, pentru salariile mai mici, pentru ceea ce reprezintă până la urmă un minim de solidaritate în societate, aceste resurse există și ele trebuie să fie folosite. Evident, în limita resurselor, poate în două etape, pentru că trebuie să ținem cont și de realitățile momentului mai dificil pe care îl parcurgem. Bugetarii ar putea accepta majorarea salariilor în două tranșe, începând cu 1 aprilie, cel puțin așa reiese din declarațiile reprezentanților sindicatelor care au participat la întâlnirea cu președintele Traian Băsescu la Cotroceni, pe firul istoric, înaintea întâlnirii de la Palatul Victoria, înaintea ședinței de guvern. Declarațiile lor. Putem să vorbim despre o majorare a salariilor în două etape. Asta este singura concesie pe care am acordat-o și anume majorarea în prima etapă din aprilie și cu a doua etapă din septembrie-octombrie. Este un mare câștig și anume acela că președintele nu va mai, în ieșirile publice, nu va mai dori să impună guvernului introducerea acestui moratoriu de înghețare a salariilor. Referitor la salarizare, este foarte clar că guvernul are 4 luni de moratoriu, urmează de aici încolo să vedem după 4 luni, oricum creșterea în buget va fi stabilită împreună cu guvernul. Dacă discutăm de un moratoriu și discutăm de înghețarea unor salarii, atunci nu facem nimic altceva decât să conservăm, să înghețăm pe o perioadă de timp niște mari inechități. Pentru că în ceea ce îi privește, pe unii vor putea să traverseze liniștit această perioadă de moratoriu,
când vorbim de venituri salariale foarte mari? Am spus că nu avem mandatul colegilor noștri și că nici nu considerăm corect un moratoriu în această perioadă, pentru că în termeni reali ar însemna o curbă de sacrificiu. Cu alte cuvinte, în momentul în care pui problema înghețării, în ghilimele, a salariilor, ar trebui înghețate firești și prețurile. Ori, după cum știți, în perioada, chiar acum, de la începutul anului, unele prețuri au luat-o rasna. Domnul președinte, cum vă spuneau și colegii noștri, a spus că nu va face presiune asupra guvernului României cu această problemă, va rămâne la latitudinea guvernului în negocierea directă cu noi, federațiile sindicale. Domnia sa, însă, își rezervă dreptul de a o susține. Se pare că nu mai sunt de actualitate aceste informații referitoare la moratoriu. Din puținele date pe care le-am primit din interiorul ședinței de guvern, informații neconfirmate oficial, vă spunem din capul locului, pensiile vor fi majorate cu 5% în două tranșe, salariile bugetarilor vor fi majorate cu 5% în două tranșe. Și domnule Bobulescu, știm din nou din surse neoficiale că educația va primi 5,5%, oricum nu 6%. S-o luăm metodic. În primul rând, vis-a-vis de declarațiile de adineauri. Singurul om care reprezenta învățământul acolo era domnul Cornea. Ori din discursul domniei sale a reieșit clar că nu are niciun mandat din partea membrilor de sindicat și așa mai departe. Nici domnul Hosu nu a avut vreun mandat să reprezinte Alma Mater, suntem afiliați la Cartel Alfa. Nici FEN, afiliat la Cartel Alfa, nu știu dacă domnul Petcu a avut vreun mandat de la Spiru Haret în sensul ăsta. Dar mă îndoiesc că l-a avut. Prin urmare, nu, când vorbiți de sindicate, nu le luați chiar la grămadă. Vom fi noi afiliați la niște confederații, dar asta nu înseamnă că în virtutea autonomiei să facem altceva decât vrea șeful confederației. Nu-mi spuneți că ați fi fost de acord cu moratoriu. Ați fi fost de acord cu moratoriu? Doamne ferește! Deci ce-au spus ei acolo, vă reprezintă. Guvernul ne datorează bani. De fapt, asta înseamnă moratoriu. Amânarea plății unor datorii, într-adevăr. Avem deja un moratoriu nesemnat cu Guvernul României că ne datorează niște bani de la 1 octombrie 2008. Punct. Așa. Vis-a-vis de 5,5 sau 5, nu mai înțeleg nimica. Eu știu că o semnătură este ceva care onorează pe om, nu? Ori toate partidele parlamentare în 2008 au semnat Pactul pentru Educație. Acolo, în primul punct din pact, spune că partidele semnatare se angajează, indiferent dacă intră sau nu la guvernare, să respecte acel 6% din PIB pentru educație. Dar și mai important, acolo spune în pact că acel 6% să fie de la bugetul statului. Legea învățământului scrie că de fapt acel 6% este din venituri publice. Venituri publice înseamnă și bugetul statului, dar și veniturile proprii. Și numai universitățile. Am înțeles. Deci nu vreți auziți decât de 6%. Dacă nu e 6%, ce faceți? Ce faceți? E simplu. Doamne ferește. Doamne ferește. Doamne ferește. Mai aveți o speranță pentru următoarele minute, ore, zile, cât ori mai fi până se termină bugetul? Nu cred că se termină săptămâna asta. Lavinia Șandru, eu ca spectator înțeleg din tot ce s-a întâmplat în ultimele cel puțin 24 de ore. Ecaterina Andronescu, ministrul educației, este în legătură directă cu noi. Aveți, doamnă, vreo veste legată de bugetul educației? Da, cred că am o veste. Nu știu dacă se poate numi veste. Am respectat legea. Adică? Adică avem un buget împreună cu veniturile proprii de 6% din produse interne. Împreună cu veniturile? Nu vă aud, îmi pare rău. Și cred că vorbiți încet pentru că în continuare sunteți în ședința de guvern. Da. Am înțeles. O să-i rog pe colegii mei să dea mai tare. Nu vă rog pe dumneavoastră să vorbiți mai tare. Ne mai spuneți odată 6% cu ce venituri? Cu veniturile proprii, care au parte din buget în fiecare an. În ce procent? 6% în total. Veniturile proprii. Veniturile, vrea să știe domnul Bobulescu, în ce procent? Nu știu să vă spun acum, ele sunt estimate ca și în anii trecuți. Nu 0,5? O să fac evaluările, domnul Bobulescu, vă rog să mă credeți că a fost greu să ajungem aici, am ajuns și foarte important. Vă cred. Am înțeles. Doamnă, doamna Andronescu, spuneți-ne dacă 6% din PIB pentru educație înseamnă că vor primi majorate salariile cu 30% cu cât v-ați... Nu, aici, cu cât aici, prevede legea. Aici va trebui să găsim o formulă
și să legăm criteriile de performanță de bugetul educației, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ținem seama că suntem într-un an de criză și capitolul investiții este dimensionat așa cum se cuvine. Nu numai că este an de criză, dar pentru că sistemul chiar are nevoie în continuare de foarte multe investiții. Ce înseamnă că luați în calcul o reșalonare, o întârziere, o ce? Luăm în calcul, vreau să mă întâlnesc cu partenerii sociali și să găsim o formulă convenabilă, în sensul în care să putem crește performanța sistemului și în același timp să punem un accent pe investiții. Doamnă, spuneți-ne, factura neachitată a Ministerului Educației de 1200 de miliarde, ce se întâmplă cu ea? Va fi achitată până în luna martie. Și asta este confirmată în bugetul? Da. Bun. Mulțumim, doamnă, vă lăsăm să mergeți înapoi la ședința de guvern. O veste în exclusivitate la Realitatea TV, pe care o primim din partea Ministrului Educației, Caterina Andronescu. Educația primește, prin legea bugetului pe 2009, 6% din produsul intern brut cu veniturile proprii. Aici explicați-ne, domnule Bobulescu, cu veniturile proprii, asta este o piedică sau e un lucru bun? E o jmecherie. Explicați-ne. Okay. Inițial, în legea învățământului, publicată din 95, scria că se dau 4% din PIB de la bugetul statului. Da? Deci asta înseamnă numai de la buget. Chiar era un articol următor în care spunea veniturile proprii rămân la dispoziția universităților. Ele sunt cele generatoare, în primul rând, de venituri proprii. Sau unităților școlare pentru dezvoltarea instituțională, la bla bla. Ok. Ceea ce era foarte bun, foarte bine, pentru că dădea deja o șansă universităților harnice să se detașeze de cele mai puțin harnice. Deci pe undeva se făcea un fel de ierarhizare a universităților din start în funcție de capacitatea de a atrage venituri extrabugetare, că asta înseamnă venituri proprii. Bun. În 2000, după ce a venit PSD-ul la putere, imediat domnul Tănăsescu, prin legea finanțelor publice, a schimbat sintagma de la bugetul statului în sintagma din venituri publice. Și automat le-a deschis poarta înspre veniturile proprii ale universităților ca să construiască și cu ele bugetul pentru învățământ. Spuneți-ne dacă e o victorie sau nu. E o victorie, 6% din PIB? În condițiile date, chiar cu veniturile proprii, este o victorie. Lavinia Șandru, spuneam mai devreme că din ce observam din declarațiile ultimelor 24 de ore, situația pare că e mai gravă decât se aștepta oricine. Educația nu pierde. 6% din PIB primește. O victorie la Pirus, pentru că era normal să ne dea 6%. Pe care până acum noi i-ați primit. Dacă era 6,1, ziceam că e o victorie. Am să vă răspund și în legătură cu educația, dar înainte aș vrea să spun ceva. Azi am văzut în Guardianul și îmi pare rău că nimeni nu vorbește despre lucrul ăsta, o cercetare făcută în București, de către Centrul de Studii Sociocontemporane în perioada 18-20 ianuarie. Deci pot să vorbesc despre ea, am spus cine a făcut-o. La CNA trebuie să ne spuneți cine a făcut-o, tocmai. Cine a comandat-o? Este comandată, bănuiesc, de Guardianul și apare în realizarea acestui centru. Nu, este un studiu făcut în București. Este un studiu pe care l-au realizat domnirile deci lor în București. Deci nu e o cercetare. Studiu, cercetare, nu este un sondaj, e o cercetare. Dacă nu e un sondaj, înseamnă că îi lipsește la capitolul relevanță. Automat. Și ca atare așa trebuie să fie și luat în considerare. Însă, spune un lucru extrem de grav. Acela că doar 20% dintre cei intervievați au încredere în actualul guvern. Iar încrederea în președintele Traian Băsescu ca și viitor președinte al României scade în comparație cu anul trecut, când prin martie el avea vreo 68% din încrederea bucureștenilor, din intenția de vot chiar a bucureștenilor. Acum intenția de vot a ajuns la 48%. Concluzia pe care o putem trage este una extrem de dură, dacă vreți. Pe lângă problema de criză și pe lângă cea de buget, mai avem și o problemă de lipsă de încredere. Pentru că niciodată în istoria post-decembristă a guvernelor pe care le-am avut până acum, n-am văzut așa o erodare a unei încrederi pe care să o aibă un guvern tocmai în perioada asta de grație, în perioada asta, dacă vreți, de miere. Vreun mecanism în care lucrul ăsta poate fi reglat? Sigur că da, dar pe de altă parte este important să ne gândim că așa o lipsă de încredere în guvern ne va duce la o perioadă de mari frământări sociale.
La mine așa, adică, înainte să plece de la Casa Albă, ce în ce mai înainte să plece de la Casa Albă, așa. George W. Bush a avut cea mai mică cotă în sondaje de când s-au inventat sondajele în Statele Unite ale Americii. Nu l-a dat nimeni afară. Da. Dar în același timp, după el a venit un Obama, pentru care că au fost și-a alegeri. Chemat foștii colegi pentru de la Harvard, alegeri. A chemat șefii Nicolas de promoție Sarkozy. De la marile universități, nu? Care găsesc soluții pe, să-și salveze țara. E pe fundul prăpastiei la nivelul credibilitate, Nicolas Sarkozy. Nu pleacă! Absolut, eu n-am spus că trebuie să plece acest guvern. Am spus că acest guvern și noi, și cei din afara guvernului, eu sunt în opoziție din totdeauna. Dar asta nu înseamnă că nu mă gândesc să vorbesc cu oameni deștepți care să găsească soluții, pentru că această criză nu va mai fi numai una economică, va fi și una socială. Deci dacă un guvern aflat la nici două luni de la investire are doar 20% din încrederea bucureștenilor cei mai informați dintre români, atunci situația este gravă și trebuie luate niște măsuri urgente. Nu mai putem doar să discutăm discuții. Nu, măsurile pe care le luăm sunt grave. Sunt dure pentru că situația e gravă. Ne ceea place... ce a făcut doamna Andronescu, acum să mă întorc puțin la, la educație. Da. Da, acest sondaj a dat-o cam jos în credibilitatea bucureștenilor. Eu cred că nu s-a văzut exact ce a făcut ea în spatele ușilor închise. E mai discretă, vorbește mult mai puțin. Trebuie când să e vorba ne atenționăm, de, telespectatorii, de ceea ce face. Că este prima veste oficială pe care o obținem absolut. Despre legea bugetului, iar reușita este a postului nostru, Realitatea TV. Ministrul Educației, Caterina Andronescu, ne-a spus în urmă cu puțină vreme că educația primește prin legea bugetului pe 2009 6% din PIB. Revedem declarația ei. Da, cred că am o veste. Nu știu dacă se poate numi veste. Am respectat legea. Adică? Adică avem un buget împreună cu veniturile proprii de 6% din produse intern. Împreună cu veniturile? Nu vă aud, îmi pare rău. Și cred că vorbiți încet pentru că în continuare sunteți în ședința de guvern. Da. Am înțeles. O să-i rog pe colegii mei să dea mai tare. Nu vă rog pe dumneavoastră să vorbiți mai tare. Ne mai spuneți odată 6% cu ce venituri? Cu veniturile proprii, care au fost, au parte din buget în fiecare an. În ce procent? 6% în total. Veniturile proprii. Veniturile, vrea să știe domnul Bobulescu, în ce procent? Nu știu să vă spun acum. Ele sunt estimate ca și în anii trecuți. 0,5? O să fac evaluările, domnul Bobulescu. Vă rog să mă credeți că a fost greu să ajungem aici. Am ajuns și foarte important. Vă cred. Am înțeles. Doamnă, okay, mulțumesc. Doamna Andronescu, spuneți-ne dacă 6% din PIB pentru educație înseamnă că vor primi majorate salariile cu 30% cu cât v-ați... Nu, aici va trebui să găsim o formulă și să legăm criteriile de performanță de bugetul educației, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ținem seama că suntem într-un an de criză și capitolul investiții este dimensionat așa cum se cuvine. Nu numai că este an de criză, dar pentru că sistemul chiar are nevoie în continuare de foarte multe investiții. Ce, înseamnă că luați în calcul o reșalonare, o întârziere, o ce? Luăm în calcul, vreau să mă întâlnesc cu partenerii sociali și să găsim o formulă convenabilă, în sensul în care să putem crește performanța sistemului și în același timp să punem un accent pe investiții. Doamnă, spuneți-ne, factura neachitată a Ministerului Educației de 1200 de miliarde, ce se întâmplă cu ea? Va fi achitată până în luna martie. Și asta este confirmată în bugetul? Da. Bun. În multe vorbea, austeritatea nu lovește educația. Educația primește 6% cât n-a primit în vremuri de boom economic. Să dea Dumnezeu, acum să vedem ce se va întâmpla în final. Însă eu aș face o completare la cele spuse de doamna Șandru. Nu cred că trebuie să ne mire această cotă de popularitate a guvernului după o lună și jumătate sau aproape două luni de existență. Numai puțin, e vorba de popularitate sau lipsă de încredere? Lipsă de încredere, da. Deci neîncrederea populației în acest guvern. Asta în condițiile în care nici Dumnezeu nu mai știe la ora actuală cine-i premier și cine nu, sau de fapt avem de-a face cu un președinte premier, cu un lider maximus care se ocupă și de o fracțiune și de cealaltă a guvernului, un om care în urmă cu o lună jumate se războia cu mafioții din celălalt PSN și acum aflăm că negocia de luni de zile sau chiar de 2 ani formarea unei alianțe cu ei.
Un om care declara facem, dăm bani contra reformă la învățământ și pe urmă a spus înghețăm salariile. La televiziune a spus o seară, a doua zi și-a pus armura, a fugit la coaliție noaptea târziu, cum nu mai făcuse de pe vremea guvernului Ciorbea. Coaliția văd că se întrunește până la 3 dimineața, tot după procedura la Ciorbea și așa mai departe. A fugit la Ministerul Finanțelor, a aflat probabil că i s-a făcut curățenie în camera de oaspeți, i-a chemat și la Cotroceni, pe liderii sindicali, pe patronali și până la urmă a căzut brusc în scaun și a zis, fraților, eu nu mai insist, lăsăm lucrurile așa. Păi de fapt, cum le-au lăsat? Dacă ele vor fi cum s-au anunțat pe surse, că o să avem două majorări, una de 2 sau 3% la 1 aprilie... Nu credeți că ar putea fi și o strategie aici? Ca să obțină, poate majorarea pe care o voiau sindicatele era mai mare de 5% și așa a obținut 5%, arătându-le și posibilitatea că salariile s-ar putea să nu crească deloc în 2009. Cine? Păi am guvernul spus, prin președinte. De la început că nu sunt decât două variante. Ori este vorba de o cacealma ca pe vremea lui Ceaușescu, când ni se lansa la cost și peste tot o variantă de 3 ori mai grea și ni se aplica una și respiram ușurați. Eu n-aș zice că e a la Ceaușescu, domnule Ciorbea, îmi cer scuze. Sau, nu e ca la Ceaușescu. Sau o variantă... E o metodă de negociere, să știți. Nu e de negociere. Mergi pe maxim, obții mai jos, mergi pe minim, obții mai sus. E de neseriozitate. Deci de aici impresia populației firească de neîncredere în acest executiv. Spui că ordonanța e constituțională, după care, după ce o schimbă Curtea Constituțională, o declară neconstituțională, spui, e o prostie, domnule, eu o dădeam altfel. Și așa mai departe. Deci exemplele pot continua cu tot ce vreți, inclusiv cu aceste două cadouri de la Uniunea Europeană și așa mai departe, care apar toate unele peste alte. Chestiunea fundamentală care se va pune este legată de cifrele de la care pornește acest buget. Cât de realiste și de corecte sunt. Adică din pentru cât că primește dacă... educația 6%. Exact. Și asta, și creșterea economică pe care o prognozăm. Ni s-a fluturat 140 de miliarde. Dumneavoastră credeți că realist este 140 de deci miliarde? Au spus-o specialiști. Eu nu sunt macroeconomist și nu vreau să fiu și nu vreau să mă substitui lor. Au spus că orice previziune privitoare la o creștere economică de 2,5% este o poveste. Chiar domnul Coșa de la PDL spunea, chiar și în studio aici, nu vom avea o creștere mai mare de 0,5-1%, poate chiar o creștere negativă. Au spus-o și alții. La fel, deficitul bugetar, dacă îl prevedem la 1,7-2%, numai pentru ochii FMI-ului sau ai Comisiei Europene, ca să ne dea un credit, și în realitate ei din calcule constată că va urca la 7-8%, cum ne-au și anunțat, vom avea probleme foarte mari în obținerea unei creditări externe, nu de 20 de miliarde, de 2 miliarde. Pensia minimă va fi de 350 de lei, este o informație pe care a obținut-o colegii de la Cotidianul. Imediat vin și celelalte informații. Domnule Lacatoș, 140 de miliarde PIB-ul, vi se pare realist? Știți cum e? Mai înainte ați anunțat o știre în premieră. Eu fac o constatare în premieră. Suntem unici în Europa din punctul de vedere al construirii bugetului, pentru că nu cred că mai există o țară în Europa unde bugetul se face la televizor. Nu zic eu că e rău, nu zic că bine, nu mă fac constatarea aceasta în premieră. Dacă aveam altceva, domnule Lacatoș, credeți-ne că am fi oferit informațiile care vin de la guvern, numai că noi nu le avem. Absolut. Acum, vis-a-vis de această problemă, am o temere. Am ascultat câteva puncte de vedere care spuneau bugetul trebuie adoptat în regim de urgență în Parlament. Cu alte cuvinte, unii doresc să pună Parlamentul în paranteză, pentru că dezbaterea reală, adevărată a bugetului, a proiectului de buget prezentat de guvern, trebuie să fie în Parlament. Și acum revenim la problemele grave. Adică, președintele a anunțat, nu se știe, pe baza părerilor specialiștilor dumnealui, că un maxim deficit bugetar de 2% se aprobă și nu vom apela la Fondul Monetar Internațional. De aici e constrângerea și toată nebunia guvernului și a Ministerului Finanțelor, pentru că specialiștii știu foarte clar.
2% deficit înseamnă recesiune în România în anul de grație 2009. Noi ori vom avea și va trebui să avem deficit mai mare, Anglia și-a permis 6%, Germania, Franța, ușurel au trecut de 4% și normal că în situația în care ne găsim pentru a relansa economia, e nevoie de un deficit mai mare. Important este să se stabilească sumele acestea în ce direcție vor fi canalizate. Războiul la ora actuală la guvern, război impropriu zis, discuțiile și dezbaterile sunt între ministrii PSD-ului și ai PDL-ului. Ei trag de chestiunea aceasta cu moratoriu sau cât primește fiecare? Ei trag cu promisiunile electorale, cu 350 de lei pensia minim garantată și cu alte promisiuni electorale care, între noi să fie vorba, au fost din start supradimensionate. Se știa deja în septembrie cursul economiei mondiale, știam ce ne așteaptă. Am și spus, am avut dezbateri, de exemplu, cu domnul Teodor Stolojan, nu m-a crezut, a zâmbit, acum nu mai apare pe post dumnealui. Domnule Lacatoș, din informațiile pe care le primim, astea puține pe care le avem până acum, rezultă că nu prea e austeritate. Nu e austeritate. Pensia minimă va fi de 350 de lei în primă fază, va ajunge la 400 de lei. Ministerul Sănătății primește mai mult decât a primit anul trecut. Educația primește 6%. Unde e austeritatea? De trebuie văzut, de trebuie văzut bugetul în ansamblu, că așa numai pe cifre date, așa nu putem discuta. Așa le primim cu pipeta. Știți care e problema? Și cu asta repede închei. Când vom avea bugetul pe întregul și vom vedea cât primesc județele. Pentru că ce s-a făcut în ultima lună, s-a făcut o cacealma extraordinară. S-au tras înapoi banii de la consiliile locale, cum că n-ați reușit să le folosiți. S-a prezentat o datorie de 2 miliarde de euro datorii neachitate. Acum spunem, prima problemă, achitarea datoriilor. De ce? Pentru că, altminteri, acele firme dau faliment. În sfârșit s-au trezit la realitate. Să spuneți că s-au luat banii de la consiliile locale și că în felul ăsta au bani să ofere promisiunile electorale. Păi, s-au luat ca să se arate că acel guvern tăriceanu, ce moștenire dezastroasă a lăsat. Apropo, domnul Tăriceanu vine în această seară la ora 21, este ziua bugetului, fostul prim-ministru este invitatul Realitatea TV. Domnule Nicolae, unde e austeritatea din veștile puține pe care le primim până acum? Domnul Tăriceanu, știți ce vreau să remarc? Înainte de alegeri, erau două tabere care susțineau contrariu. O tabără care nu credea că este criză și promitea la multe categorii sociale salarii bune, bani pentru investiții, bani pentru infrastructură și un guvern care promitea mai puțin, ținând cont că totuși este o criză, că s-a declanșat o criză economică. După alegeri s-a schimbat total macazul și ne dăm seama că, într-adevăr, România a intrat într-o criză economică fără precedent. Intervenția președintelui, ședințele care se fac de câteva săptămâni bune de zile, ne arată, de fapt, realitatea. România este într-o criză fără precedent. Și dacă luăm reportajele noastre, informațiile din presă, vedem că societăți importante din economie fac disponibilizări masive zilnic. Am participat la câteva acțiuni la Ministerul de Finanțe legate de pachetul anticriză. Un pachet anticriză pus pe masă de guvern, care de fapt, cel puțin pe mine, care reprezint un sector și mă refer la agricultură, m-a uluit. În primul rând, vreau să spun că noi discutăm în aceste zile mai mult de programe sociale, dar nu discutăm de ministerele economice care trebuie să aducă plus valoare la buget. Și nu am văzut niciun fel de măsură la agricultură, din contră, văd că se taie bugetul și nu știu de unde o să plătim aceste salarii, pentru că agricultura anul trecut a avut 8,1 PIB și anul ăsta nu o să mai aibă nimic. O să rămână multe suprafețe necultivate. O să disponibilizăm foarte mult salariați pentru că nu mai avem resurse. Subvențiile care trebuiau să vină sunt restante de anul trecut. La Ministerul Economiei este la fel și astăzi am fost la ședința Biroului Executiv al BNS-ului unde am discutat sectorial pe fiecare categorie și sunt probleme mari la sectoarele care ar trebui să vină cu bani la buget. Ori noi așteptam din partea Guvernului măsuri anticriză și
de, cum să vă spun, de stabilitatea unor sectoare din economie care trebuie să aducă bani la buget ca să plătim aceste salarii, că nu vom mai avea de unde să plătim. Domnul Lacatoș spune că de aici s-au luat bani de la consiliile județene. Se taie total. La agricultură am ajuns la probabil la 1,6. Păi că 1,6 se închide jumătate din agricultura României și anunț în premieră că vom mânca alimente probabil mai scumpe cu 70-80% în câteva luni de zile. Dumneavoastră ne spuneți că s-au luat bani de la agricultură. Încă nu s-a confirmat chestiunea. Poate primiți mai mult buget pentru agricultură. Președintele vrea însă un acord cu Comisia Europeană, supravegheat de Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional, domnul prim-ministru este aici, înseamnă înghețarea tuturor, un acord și un împrumut de la FMI înseamnă înghețarea tuturor sporurilor și salariilor. Nu este vorba despre împrumut de la FMI, toată lumea știe, sau economiștii deja au vorbit despre lucrul ăsta. Așa s-a nu este o supervizare, nu este împrumut, e grav. Un împrumut de 20 de supraveghe, asta este varianta domnului Joană, e adevărat. Îl vedem pe președinte și vorbim și despre varianta președintelui Senatului. Am anunțat Comisia că intenționăm un împrumut european de 6-7 miliarde cu o supraveghere a fondului pentru utilizarea acestor bani. Nu sunt partizanul unui împrumut de la Fondul Monetar Internațional pentru simplu motiv că apreciez că putem obține bani europeni mai ieftini. 6-7 miliarde, spune președintele de la Comisia Europeană, cu supravegherea Fondului Monetar Internațional. Domnule Ciorbea, Mircea Joană zice 20 de miliarde de la Fondul Monetar Internațional direct. Care e diferența doar de sumă? Păi diferența, în esență, e doar de sumă. Pentru că în ultimele zile, într-adevăr, Comisia Europeană și-a creat un fond de rezervă de 100 de miliarde de euro pentru ajutorarea țărilor membre care au probleme. Dar în urmă cu câteva zile au convenit ca orice fel de sumă pe care o acordă în acest scop să îndeplinească criteriile și să fie monitorizată de Fondul Monetar Internațional. Deci dobânzile nici la Fondul Monetar nu sunt foarte mari, dar către Uniunea Europeană ar fi ceva mai mici. Însă condițiile care trebuiesc îndeplinite sunt aceleași. Și monitorizarea este aceeași. Spuneți-ne care sunt condițiile astea. Dați-mi voie să vă spun cum se întâmplă în realitate. Băieții au fost ieri la Ministerul Finanțelor și sunt convins că nu s-au întâlnit numai cu niște experți de mâna a doua. A trecut și președintele pe acolo și premierul. Ministerul Finanțelor a băgat mâna în foc, ne-a dat și comunicat că foarte nu s-au bine, întâlnit. Foarte bine, n-au fost, e cu atât mai bine. Ei oricum sunt cu laptopurile și introduc toate datele acolo. Primul lucru care îl vor face, vor întreba, fraților, ați zis că vă încadrați într-un deficit bugetar de 1,7 sau 2%. Ce măsuri ați luat voi în acest sens? Concret, ce ați disponibilizat, ce ați redus, disponibilizări? Ce ați făcut? Cum? Disponibilizări în sectorul Absolut. Bugetar? Din sectorul bugetar, evident. Reduceri de salarii? Reduceri de salarii, dacă e cazul, sau înghețări și așa mai departe. Tăieri de subvenții la exact. Dacă nu, pe urmă, încerci să-l păcălești, el introduce în calculator tot ce îi spui. Spui, stai, domnule, voi avea, de fapt, un deficit bugetar de 2%. Dacă el se va dovedi că va fi de 4 sau de 6 sau de 8, imediat pe laptopul lui îți arată. Adică uite un verificator foarte drastic. Exact. Inflația la fel. Bun, cum slavă Domnului, cu inflația pentru că nu sunt alte formule. Noi nu ne putem acum ca stat împrumuta de la o bancă europeană sau străină, pentru că nu avem nicio credibilitate și în plus fiecare țară și-a luat măsuri proprii. Numai 30 de secunde. Și-a luat măsuri proprii de protecție. Și atunci băncile private ne sunt interzise. Emisiuni de euroobligațiuni sau dacă vreți în dolar sau în altceva, în ieni, cum s-a făcut la un moment dat, sunt imposibile. Și atunci ca să poți ieși cu împrumuturi externe, cu emisiuni etc., trebuie să ai acordul Fondului Monetar și a Băncii Mondiale ca undă verde absolut obligatorie pentru a face așa orice. Ceva. Orice. Doamna Șan. Mulțumesc. În primul rând, ca să nu rămână o afirmație necompletată. Nu putem spune că fostul guvern a luat măsuri, a fost cât se poate de chibzuit în ceea ce privește criza. Nici n-a vorbit despre criză. Nici n-a vrut să ne spună că vom avea de-a face cu o criză. Aduceți-vă aminte ce a spus domnul Vosganian. Criza nu va afecta România. Și n-a fost așa.
Dacă ar fi luat măsuri în ultimii 4 ani, acum altfel ar fi suportat românii criza. Apoi, dacă ani? Este... În ultimii 4 ani, sigur că da, pentru că deja din 2007, de la sfârșit, noi știam că în Statele Unite se văd semnele unei viitoare crize care va ajunge să fie una mondială. Deci economiștii au știut lucrul ăsta. În România, primii care au vorbit despre criză au fost economiștii și bancherii, ca apoi să ne trezim că avem și deficit, că nu o să fie nici creștere economică și așa mai departe. Bun, altceva ce vreau neapărat să punctez. Ați spus că nu este austeritate. Întâi trebuie să vedem bugetul pe ansamblu, să vedem din cât este acel 4%, din cât este acel 1, sau nu știu cât, sau 6% și așa mai departe. Dar dacă este vorba despre un împrumut de la Fondul Monetar sau un împrumut european, eu cred că e mai bine să ne gândim cât se poate de bine vis-a-vis de toate chestiunile acestea, pentru că nu o să fie un împrumut din partea unor instituții care fac și protecție socială în același și timp. Atenție, iar pe noi ne interesează deja ce se întâmplă. Deja ne lansează și avertismente. Nu, numai puțin, că n-am terminat. Mulțumesc. Apoi, haideți să facem o radiografie a ceea ce înseamnă în momentul de față situația din România. Când cei care muncesc în străinătate nu mai trimit bani și era vorba de vreo 6 miliarde de euro care intrau în consum aici. Pe urmă, exporturile scad în mod drastic, investitorii străini pleacă, la stat nu se mai încasează bani, firmele nu mai pot să-și plătească dările către stat. Azi mâine ajungem în incapacitate de plată. Și încă ceva, leu în raport cu euro este ca șoarecele în raport cu elefantul. Deci, dacă noi ne păcălim, că nu știu, la un moment dat am auzit niște afirmații legate de faptul că cele 6 miliarde de euro vom putea să le luăm de la Uniunea Europeană. Păi sunt două motive, unul obiectiv și altul subiectiv, pentru care eu mă îndoiesc că o să putem să luăm banii ăștia. Motivul obiectiv este cel că, acela că nu avem instituții capabile să facă proiecte, să atragem banii ăștia, că dacă am fi avut, am fi atras banii ăștia de mult. Asta e un fond de asistență. Și doi, nu e cu proiectele. Și doi, e vorba despre un motiv subiectiv. Păi într-o Uniune Europeană aflată în recesiune, cine credeți că o să canalizeze toți acești bani spre România? Pentru că noi nu avem lobbyști la nivelul Parlamentului sau la nivelul Comisiei Europene, iar instituțiile noastre funcționează cum funcționează. Cei din coaliție se ceartă unii cu alții și la ora actuală în România se pun oameni pe funcții, în loc să fi discutat de la 1 decembrie numai despre soluții de depășire a crizei. De unde putem obține noi banii? De la Comisia Europeană, care, iată, ne lansează un avertisment, o să-l vedeți imediat pe ecran. Avertismentul spune că România trebuie să aibă mare grijă la salarii. Asta înaintea anunțării legii bugetului. România trebuie să fie atentă la salarii, să-și consolideze politica fiscală, să-și îmbunătățească urgent capacitatea administrativă, să reducă birocrația și să pregătească mai eficient forța de muncă. Avertismentul aparține Comisiei Europene, de acolo de unde președintele spune că noi, România, ar trebui să luăm un împrumut de 6-7 miliarde. Vă reamintesc, în exclusivitate la Realitatea TV, în urmă cu câteva minute, Ministrul Educației ne-a confirmat oficial, educația primește 6% din produsul intern brut. Este prima veste confirmată oficial despre legea bugetului, pentru că ședința de guvern continuă. O să vedem, o să reauzim pe doamna Andronescu imediat după o scurtă pauză. Ajută autoritățile statului cu informații utile pentru descoperirea armelor și Realitatea TV îți va premia spiritul civic. Urmărește live, minut cu minut, desfășurarea căutărilor. România e în alertă. Fii și tu cu Realitatea TV. Am descoperit puterea noului Elsev cu lăptișor de matcă. Pentru părul uscat, este o premieră. Elsev Renutrition de la L'Oreal, noua gamă de îngrijire a părului uscat cu lăptișor de matcă, ce conține 10 nutrimente regeneratoare. De 10 ori mai multă îngrijire, instantaneu, părul este hrănit, revigorat, pătăsos, revitalizat. Noua gamă de îngrijire a părului Elsev Renutrition de la L'Oreal, puterea nutritivă a lăptișorului de matcă, pentru că meritați. Vă prezentăm o nouă invenție revoluționară, mașina de cules Ardei Gras.
Mașina de cules ardei gras este un dispozitiv complex, dotat cu 10 locuri și cu o bandă rulantă acționată manual la unul dintre capete. Odată cu introducerea mașinii pe scară largă în agricultura rurală, se preconizează că eficiența culegerii ardeilor grași va crește cu aproximativ 0,5%. Inventatorul a fost felicitat din inimă de autoritățile statului. Pentru invenții adevărate, sprijiniți copiii inteligenți. Fundația Chance for Life. Oameni inteligenți investesc în inteligență. Noul Avensis, tărie de caracter. Vă prezentăm miracolul Gillette Fusion. Cu 5 lame dispuse mai aproape una de cealaltă pentru mai mult confort. Pe partea din spate, o lamă de precizie pentru zonele dificile. 5 lame pentru confort, o lamă pentru precizie. Gillette Fusion. Anotimpul rece ne pune la încercare organismul și sistemul său de apărare. De aceea, e important să ai grijă de tine la exterior și în interior. Consumat zilnic, Actimel cu L-Case Immunitas contribuie la întărirea sistemului natural de apărare al organismului. Astfel, cu apărare mai puternică, ești mai bine pregătit să înfrunți vremea rece. Actimel, aliatul organismului rezistent. O cremă poate crea tinerețea pielii? Descoperiți Dermagenez de la L'Oreal. Ajută la crearea de noi celule pentru o piele vizibil mai tânără. Numai Dermagenez conține proxilan și acid hialuronic. Pielea arată mai plin, întinsă, iluminată. Nou Dermagenez de la L'Oreal Paris. Pentru o piele vizibil mai tânără. Produs Media Complet, pentru ca tu să iei cele mai bune decizii, zi de zi. Abonează-te! Business Standard, pentru nivelul următor. Descoperă premierele noului an. Germanos prezintă cel mai nou telefon din seria Nokia Supernova. Cu noul telefon chic Nokia 7100 Supernova, fotografiezi momente speciale și le trimiți prin Bluetooth celor dragi. Ia-ți-l acum începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. În plus ai comunicare nelimitată în rețea și până la 2000 de minute naționale și internaționale. Pentru premierele noului an, fă o plimbare la Germanos. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Îngheață sau nu salariile și pensiile? Veți afla de la cea mai autorizată persoană. Marian Sârbu, ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, vine în această seară la ora 20 la Realitatea Zilei, emisiune moderată de Răzvan Dumitrescu. Puteți să-i transmiteți întrebările dumneavoastră ministrului Sârbu la adresa Realitatea Zilei, @realitatea.net. La ministrul Marian Sârbu știm neoficial, e adevărat că salariile și pensiile vor crește în 2009 cu câte 5% în mai multe tranșe. Domnule Ciorbea, este auster să se majoreze salariile și pensiile cu doar rata inflației în mai multe tranșe, probabil aprilie și septembrie? Cum rămâne de văzut, cum spuneam, întreaga construcție bugetară. Va trebui să o vedem foarte clar. Dacă se recunoaște sau nu că vom avea un deficit bugetar de 6-8%, cu cât anume se corectează față de acea celebră cifră de 2%. Dacă vrem însă credit de la Fondul Monetar sau de la Comisia Europeană de 7 sau de 20 de miliarde, va trebui să ne încadrăm cu deficitul bugetar în cel mult 3-4%, pentru că mai mult în niciun caz nu vor accepta.
Deci vor urma alte tăieri. Va fi o victorie a la Pirus pentru moment, dar ajustările se vor produce de îndată, ca precondiții pentru a-ți da o primă tranșă, o primă sumă. Și ca să-ți dea, să încheie cu tine un acord și să ai posibilitatea după aceea să ieși pe piețe externe, etc. Și după aia, în funcție de cum merge, mai primești sau nu? Exact. Pe urmă, dacă reducerile sunt, așa cum spune domnul președinte, la agricultură, la 1 și ceva%, o asemenea cifră pentru agricultură n-a fost alocată niciodată în ăștia 20 de ani. Deci înseamnă că pentru moment se merge pe măsurile de protecție socială și de creșteri salariale, sau, mă rog, presupun în lipsa cifrelor, și se taie masiv din sectoarele industriale, economice, care s-ar putea dezvolta. Domnule Băbulescu, ați aflat odată cu noi aici, în direct, de la doamna Andronescu, faptul că aveți 6% din PIB pentru educație, atât cât scrie lege, sunteți mulțumit, nu sunteți foarte fericit, dacă era 6,1%, ne-a spus că era o victorie. Vă ascuțiți săbiile acum, pentru că doamna lasă în suspans chestiunea cu salariile. Da, am remarcat și eu acest lucru. Nu o învinovățesc, pentru că în fond și la urma urmei știm cu toții, pâinea și cuțitul se găsesc la finanțe, nu la Ministerul Învățământului. Prin urmare, într-adevăr, va fi, se impune de urgență o discuție ca să vedem acest 6% cum se împarte pe capitolele de buget ale educației. Pentru că una e capitolul cheltuiel de personal și alta e capitolul reparații capitale. În opinia mea, cu socotel vi le fac și acum dacă vreți, jumate din banii ăștia ar acoperi creșterile de salarii pe tot anul 2000. Jumătate din buget jumătate ar din trebui buget să meargă pe salarii. Și s-ar respecta legea 221. Lavinia Șandru, 20% reducerea personalului din administrația superioară, din ministere, este suficient și trebuie dusă la bun sfârșit această măsură? Nu mai puțin. Nu trebuie să discutăm aici despre numărul de persoane, ci despre performanță și despre profesionalism. Dar despre cifre, despre cât economisim la buget, nu trebuie să vorbim. Televiziune. Nu cred că trebuie să reduci personalul dacă nu merge treaba, ci să-i dai afară pe cei care doar beau cafea și n-au altceva de făcut. Așa trebuie să vedem lucrurile. În altă ordine de idei, eu nu cred că ar trebui să ne deranjeze faptul că se face bugetul în direct la televiziune dacă altfel nu se poate face. Au fost foarte multe legi care s-au votat, legi care urmăreau de fapt să facă niște măsuri sociale, care nu s-ar fi votat dacă nu exista televiziunea, dacă nu exista presa să facă presiuni pentru ca aceste legi să fie votate. Iar tot de la dumneavoastră, dacă vreți, mă aștept ca în perioada următoare, chiar în perioada campaniei pentru europarlamentare, dezbaterea să fie tematizată tocmai pe soluțiile pe care trebuie să le luăm pentru a depăși criza. Și în felul ăsta, televiziunea, dacă vreți, își duce la bun sfârșit menirea pe care o are de a, de a pune umărul pentru ca această criză să fie depășită. Domnule Băbulescu, de la dumneavoastră mai e de unde să fie dați afară niște oameni? Vreau să completez ceva. Dați afară oameni din educație? Nu, noi avem posturi vacante, avem necalificați cu care acoperim orele la... Cum să dăm amul? Noi avem nevoie să atragem oameni și de-aia dorim creșterea aceasta de salarii, că un tânăr bine pregătit, performant, un absolvent performant de facultate, nu vine pentru 200 de euro, că nu e apostol, nu? Deci ce vreau să vă mai spun? Apropo de salarizare, și domnul Ciorbea știe foarte bine, domnul Lacatoș, ca finanțist la fel, jumate din banii ăștia se întorc la buget. Noi suntem cei mai buni plătitori către dările statului, pentru că automat în anvelopa bugetului sunt incluse și toate impozitele. Adică noi nu luăm 6 milioane. Noi luăm 3. M-ați înțeles? Am înțeles, asta domnule e. Nicolae. 1,5%, oricum sub 2%. Eu sper să nu fie. Și dacă va fi așa, ce faceți? Dacă va fi așa, dacă anul trecut am avut 7,1% contribuție agriculturii în PIB, probabil anul ăsta nu o să mai avem nimic. Nu o să mai putem discuta nici de salarii, nici de pensii, nici de măsuri sociale. Vom avea efecte sociale incomensurabile în mediul rural, unde acolo deja se cunoaște sărăcia este extremă. Vor rămâne probabil necultivate 3/4 din terenurile României, pentru că deja micii fermieri, micii producători care au început să mai miște ceva sunt blocaj. Unde se ducă, domnule Nicolae? Unde se ducă? N-au unde să se ducă. Fabricile dau afară. Dacă nici ei nu mai cultivă pământul, da, ce fac? Din păcate, asta este marea problemă și noi ne întrebăm de ce actualul guvern nu a analizat oportunitățile reale ale ministerelor care produc
la bugetul național vin cu plus valoare, cu măsuri clare și ferme, ca să avem o activitate cât de cât stabilă în aceste zone. Nu înțeleg ce se întâmplă, încă o dată vă spun, pentru mine este incredibil, înseamnă că nu se dorește, înseamnă că aceste discuții sunt sterile și până la urmă cred că nu se dorește ieșirea din criză. Mulțumesc tuturor invitaților, este ora 17, principala veste, este o exclusivitate Realitatea TV, educația primește de la bugetul de stat în 2009 6% din produsul intern brut, dar cu tot cu veniturile proprii. Precizările au venit din partea ministrului Educației Caterina Andronescu, șoptea la telefon pentru că era în continuare în ședința de guvern. Așteptăm încheierea acestei ședințe și restul datelor referitoare la buget. O ascultăm pe Caterina Andronescu. Avem un buget împreună cu veniturile proprii de 6% din produse interne. În ce procent? 6% în total. Veniturile proprii. Veniturile, vrea să știe domnul Bobulescu, în ce procent? Nu știu să vă spun acum, ele sunt estimate ca și în anii trecuți. Nu 0,5? O să fac evaluările, domnul Bobulescu, vă rog să mă credeți că a fost greu să ajungem aici. Spuneam, o ședință de guvern în desfășurare, se discută despre buget, s-au făcut deja 5 ore de când a început această ședință de guvern. Ce informații ai, Valentina Pufulescu, cu educația? Ne-am liniștit, avem o confirmare oficială. Ce se va întâmpla cu salariile și pensiile? Bună seara din nou. Din păcate, informații oficiale avem doar din partea ministrului Educației referitoare la bugetul instituției pe care o conduce, 6% din PIB pentru educație. Restul sunt informații neoficiale, potrivit cărora salariile vor crește în acest an doar cu 5%, cât să acopere inflația asta în două tranșe, odată în aprilie, odată în octombrie. Aceeași procedură și cu pensiile, tot 5% majorare în acest an, astfel acestea vor ajunge la 43% din salariul mediu brut pe economie, nu la 45%, așa cum promitea ministrul muncii Marian Sârbu. De asemenea, acestea vor crește în două tranșe, cu 3% din aprilie și 2% începând cu octombrie. Potrivit acelorași informații neoficiale, deocamdată, guvernul a stabilit să aloce 20% din bugetul pe 2009 pentru investiții pentru a putea crea locuri de muncă în condițiile în care disponibilizările sunt tot mai numeroase. Se pare de asemenea că sănătatea va primi un buget mai mare decât anul trecut, la fel și Ministerul Transporturilor. Nu avem însă deocamdată cifrele finale, știm însă că Ministrul de Finanțe urma să prezinte mai multe detalii miniștrilor, pentru că în sala ședinței de guvern a fost instalat un panou pe care urmau să fie proiectate aceste cifre. Nu știm însă dacă erau cifre suplimentare referitoare la fiecare cifră destinată fiecărui minister sau dacă erau doar datele macroeconomice estimate pentru acest an. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu disponibilizările de 20% despre care se vorbea, despre care a decis guvernul în ședința de săptămâna trecută. Se pare totuși că unii miniștri vor fi nevoiți fie să reducă salariile, fie să mai dea niște oameni afară, dar nimic nu este deocamdată cert în acest moment. Vom reveni cu detalii în momentul în care ședința se va termina. Valentina Pufulescu, mulțumim. Suntem în continuare în legătură cu tine. Toate datele de acolo vin, toți ochii sunt către guvern. Vrem să știm pe ce cifre va fi clădit bugetul anului 2009. Acum un alt subiect. În desfășurare alertă în toată țara după ce dintr-un depozit de arme din Ilfov au dispărut cel puțin 50 de arme, conform agenției de știri Newsin. Ministerul de Interne a început o anchetă după ce s-a confirmat dispariția acestor arme. De asemenea, pe drumurile din 9 județe din preajma capitalei sunt instituite filtre. Cristi Zărescu ne aduce informațiile pe care le are. Cristi, te ascultăm. Da, bună ziua, Cosmin, bună ziua, domnilor și domnilor. În urmă cu aproximativ o oră au plecat de aici cei peste 100 de jandarmi care au participat la acțiunea de căutare, acțiune care a fost organizată în pădurea care înconjoară unitatea militară din care s-a furat armamentul. Se pare că până la urmă jandarmii nu au găsit nimic. Anchetatorii au observat mai multe urme, fie de la o căruță, fie de la o mașină de teren în pădure, și au vrut să verifice acele urme, însă se pare că până la urmă acele urme erau mult mai vechi, deci niciun indiciu pentru anchetatori. Continuă însă cercetările în interiorul unității militare, acolo în magazia de unde s-a furat armamentul. Continuă numărătoarea
mai exact inventarul armelor care se mai află în continuare acolo pentru a se observa cu exactitate câte arme s-au furat. Se pare că vorbim despre cel puțin 50 de pistoale mitraliere care au dispărut din acest depozit de armament. Așa cum am spus, ancheta este abia la început. Practic, anchetatorii se află în interiorul unității de aproape 10 ore. Cristi Zărescu, mulțumim. Încă o informație de breaking news la Realitatea TV. Finala Cupei UEFA din anul 2012 se va juca la București. Claudiu Giurgea, explicații. E adevărat în primul rând că nu vine să crezi. În primul rând, în 2012 nu o să mai jucăm finala Cupei UEFA, o să jucăm finala Europa League. Este noua denumire a competiției. E aceeași mărie, cu altă pălărie. Cu altă pălărie. Exact, da, este adevărat. Nu este oficial, practic, nu este o decizie oficială a Forului European, însă este 100% adevărată, pentru că Mircea Sandu a anunțat încă de ieri, de când a plecat, dacă Dublinul va organiza finala Cupei UEFA din 2011, e bine, în acel moment Bucureștiul va avea finala din 2012. De altfel, Mircea Sandu ne-a spus această poveste încă din luna iunie anului trecut, după ce România a părăsit campionatul european. E bine, ne-am întâlnit o parte dintre jurnaliști la Viena cu președintele FRF, care ne-a spus: nu, domnule, nu e nicio problemă, vă garantez eu că finala Cupei UEFA sau, mă rog, Europa League se va juca la București în 2020. Nu e ceva de genul vânzarea pieii ursului din pădure? Unde să se joace? O să se joace, în principiu, pe noul stadion național din complexul Iamanoliu, care deocamdată e la nivelul de beton. Nici măcar tribune nu s-au ridicat, dar cu siguranță stadionul va fi acolo în 2012. A promis-o Mircea Sandu, a promis-o toți cei care se ocupă de acest lucru. Acesta este, de altfel, unul dintre criterii, să avem un stadion care să poată organiza o astfel de competiție. Până în momentul acesta, niciun stadion din România nu poate organiza o finală de cupă europeană. Nici măcar stadionul Ceferului, care e cel mai modern din România. Deciziile se iau așa pentru ceva care va fi în viitor? Pentru un stadion pe care îl vom avea? Să spunem că se merge pe încredere. E o promisiune pe care i-a făcut-o președintele Platinii, lui Mircea Sandu, în momentul în care federația noastră de fotbal l-a susținut pe Platinii în candidatura. Ne-am obișnuit deja cu relațiile speciale lui Mircea Sandu cu mai mari fotbalului internațional. O ultimă chestiune. Spune-ne dacă prin organizarea unei astfel de finale România, fotbalul din România câștigă, și mă refer acum la aspectul financiar. Câștigă bani sau pierde bani? Nu, e drept că o să câștige foarte mulți bani. Orice competiție majoră aduce de asemenea un profit în țara respectivă. Așa o să aducă și Cupa UEFA, pentru că aici vorbim de foarte mulți suporteri, vorbim de oameni care vin să cheltuiască bani în România. În general, stadionul va fi împărțit, vor fi 55.000 de locuri. Aceste 55.000 de locuri vor fi împărțite pentru suporterii celor două echipe. Bine, vorbim așadar de peste 20.000 de fan care ar putea veni în România și așa mai departe. Mulțumesc, vor veni. Mulțumesc, Claudiu Giurgea. Cum spuneam, breaking news la Realitatea TV. Vă reamintesc care este informația. În urmă cu aproape o oră, Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a anunțat la Realitatea TV că educația primește prin legea bugetului pe anul 2009 6% din produsul intern brut. Este singura veste oficială pe care o avem din ședința de guvern, este singura veste oficială referitoare la bugetul pentru anul 2009. Știm neoficial că salariile bugetarilor ar urma să crească în 2009 cu 5% în două tranșe, la fel și pensiile. Toți ochii către clădirea guvernului. Deja ședința durează de 5 ore și 8 minute. Sperăm să avem declarații oficiale de acolo, care să ne lămurească cu privire la principalele date pe care este clădit bugetul anului 2009. În studioul 16-18 Deschide Lumea au venit Mircea Coșa din partea Partidului Democrat Liberal, Nicolae Bănicioiu, deputat al Partidului Social Democrat, Vasile Marica este președintele SEDLEX, îl așteptăm și pe domnul Dumitru Costin. Domnul Ciorbea este în continuare alături de noi, fost prim-ministru, iar în studioul știrilor, participanți la această emisiune la fel de bine, Dragoș Frumosu este președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară și domnul Petru Lacatoș, deputat al UDMR-ului, este membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci. Bun venit tuturor domnilor! Domnule Marica, 5% în două tranșe, neoficial, vă mulțumesc. Era discutat în programul de criză. Noi am anunțat și aseară, când am ieșit de la Cotroceni, că nu am acceptat ceea ce a spus președintele, înghețarea salariilor. Are deja o perioadă că el se va aplica din aprilie, deci e clar că este o perioadă de tatonare și am permis această perioadă de tatonare să vedem ce se întâmplă cu economia.
n-am acceptat cele 6 luni cerute de președinte. Vom vedea cum, deci 5% este la întreaga sumă privind salariile. După care începem să o redistribuim către cei cu salariile mici care sunt în deficit. Nu le dăm la cei cu salariile mari. Asta e libertatea dumneavoastră să așezați? Asta e libertatea dumneavoastră în interiorul bugetului? În interiorul bugetului, după aceea ne ducem spre cei cu salariile mici ca să reașezăm grilele la toate categoriile. Ca să vedem unde ne așezăm, dacă vrem să facem legea aia unică, care ar costa enorm de mult, și asta am și spus la președinte. Legea unică despre care se vorbește, de fapt, ea costă foarte mult. Ca să reașezi toate grilele de salarizare, alea costă, trebuie bani. Și 5% nu ajung să facem legea unică, să ne fie foarte clar. Domnule Bănicioiu, e bine 5%? Nu este bine, dar atâta se poate acum. Însă această redistribuire va fi făcută de guvern cu consultarea sindicatelor. Și ceea ce a zis domnul Marica este foarte bine. Deci este ceea ce se poate face în momentul de față. Însă faptul că guvernul se va consulta și pe viitor cu sindicatele și mai ales în a mulțumi pe cei cu salariile mai mici și foarte mici, cred că este un lucru care trebuie apreciat. Domnule Coșa, se pierde însă semnalul. Semnalul că în sistemul bugetar se strânge la maximum cureaua pentru ca perioada de criză să fie trecută așa cum se face, cu minte. Din punctul meu de vedere, problema e mai complicată, pentru că această creștere de 5% nu poate fi judecată decât în măsura în care cunoaștem cel puțin doi indicatori de pornire ai bugetului, și anume ritmul evaluat de creștere economică și deficitul bugetar. Pentru că s-ar putea ca acești 5% să nu reprezinte nimic, să fie chiar o înghețare sau sub zero a salariilor, dacă ritmul de creștere al economiei, pe care eu le estimez că nu va putea nici într-un caz să depășească 1,5% pe 2009, în cel mai bun caz, iar dacă se mai adaugă la asta și un deficit care va depăși și el, pe părerea mea, 4 sau 5%, în cel mai bun caz, și dacă mai ne gândim că și rata de schimb poate să fie și ea fluctuantă ca acum, atunci o socoteală simplă arată că 5% creșterea salariilor în momentul de față nu ne spune mare lucru. Nu știm ce se va întâmpla. Este un succes de negociere pe care eu îl apreciez așa. Al cui e succesul? Al sindicatelor sau al PSD-ului? Greu de spus. Este un succes, a spune eu, al unii orientări sociale mai pregnante, care în momentul de față, după părerea mea, ar trebui să fie puțin rediscutată și redimensionată, pentru că, tot după părerea mea, în situația în care evoluția economiei mondiale și economiei românești și așa cum mi s-a prezentat de către instituții de prestigiu, noi ar trebui să avem, vă spun foarte sincer, un buget de austeritate, nu un buget care să fie, să zicem, prudențial. O să-mi spuneți sau... că nu știți pe tot, dar din cât v-am spus până acum, e de austeritate? Nu e de austeritate. Un buget de austeritate este un buget care pleacă de la un calcul foarte simplu, și anume, în momentul în care totul scade, în momentul în care nu cunoști o perspectivă sau dacă o cunoști că este, nici într-un caz nu este pozitivă, atunci trebuie să intri într-un sistem de închidere a supapelor de pierdere a resurselor. Domnule Cosin, este un succes? 5% în două tranșe? Nu știu de unde aveți această informație. Nu contează, din sursele noastre jurnalistice, nu este confirmat oficial, că nici n-a avut cine să ne-o confirme. Toți miniștrii sunt înăuntru. Dacă discutăm de 5% la fondul de salarii, cu condiția scoaterii din sistem a tuturor cârtițelor și a elementelor care consumă în mod excesiv resurse, de regulă clientelă politică, să nu supăr pe nimeni de aici din platou, atunci s-ar putea spune că e un succes. Haideți, spuneți-ne despre cârtițe. Care sunt cârtițele și cum, dacă ați impus vreo condiție în privința cârtițelor și cât de mare succes veți avea aici? Păi constatăm împreună că avem un an, o lună și ceva, un guvern care în momentul de față încă n-a dat conturul unui buget, azi aflăm niște date. Însă dacă vă uitați pe toate monitoarele oficiale și dacă treceți prin toate ministerele, agențiile, instituțiile, o să vedeți că sportul național se numește înlocuirea celor care conduc aceste instituții. În opinia noastră, normal și firesc, ar fi fost ca să se schimbe miniștrii, secretarii de stat, de zona politică și să se apuce imediat de treabă. După ce aveam bugetul aprobat în Parlament, aveau timp și de epurări politice. Ceea ce noi susținem este următorul lucru. Că fiecare guvern politic care a venit la putere nu a reușit, din vari motive, să înlăture clientela fostului guvern, pe capi au reușit să-i dea deoparte, însă marea majoritate a funcționat au fost
mutați în eșaloanele inferioare, dar au rămas în sistem. Fiecare a venit și a hrănit acest sistem. Și ne-am trezit în momentul de față cu un număr excesiv de mare de funcționari, cu consilieri de consilieri, de miniștri, de directori, un aparat ucigător care mănâncă resurse, în loc ca banii ăștia să fie cheltuiți mult mai bine, mai eficient, pe un număr de funcționari competenți, bine pregătiți și care să facă față oricăror schimbări de natură. Pare departe, dar se pare că nu e chiar atât de departe. Imaginile sunt în direct din Franța. Astăzi este o zi de demonstrații naționale. Sute de mii de oameni de pe întreg teritoriul Franței au fost chemați la o demonstrație monstru împotriva măsurilor anticriză ale președintelui Nicolas Sarkozy. De fapt, modul în care sindicatele din Franța formulează acest protest este în următorul. Ei sunt împotriva lipsei măsurilor anticriză ale puterii de la Paris. Îi deranjează în primul rând că vor fi dați afară foarte mulți oameni din sectorul bugetar, inclusiv din mass media, de la televiziunea și radioul publice, domnule Ciorbea. Nu vor să fie dați afară domnii din Franța și de-aia au ieșit în stradă. Dar vor fi dați afară. Este o reacție firească. Orice sindicat din lume va reacționa la fel. Asta se întâmplă și în Germania cu IG Metall sau cu DGB-ul și în Statele Unite. La AFL-CIO a scăzut foarte mult. Deci în Franța, unde încă sindicalismul e destul de puternic, deși e împărțit în zeci de sindicate mai mici, e o reacție firească. Însă, apropo de întrebarea care i-a spus-o domnului Marica, dacă e destul 10% sau ce se întâmplă cu 5%? 5. Da, eu aveam în vedere, apropo de discuția pe care au avut-o mereu, de reducerea aparatului central cu 10%. Cred că dacă se doreau să dea niște exemple cât de cât, să zicem, mai concludente pentru opinia publică, că se dorește o reducere începând de sus, atunci trebuia să nu se facă cele două ministere pentru două fetițe care au trecut prin Curtea Cotroceniului, să nu se ia două etaje de la Palatul Victoria să se dea unei domnițe care, iată că a luat și dimensiuni de apărare a siguranței naționale și mai nou văd că îi se pune și zăpadă artificială sub săniuță și așa mai departe. La fel, administrația prezidențială. Să dea dovadă de reducere. Astea erau cârtițele de care vorbeați? Și în afară de asta... Unele dintre ele, cele inclusiv mai vizibile, astea au scos capul. Așa. Și nu în ultimul rând, iarăși, doamna președinte, fostă mis, a început prin a crește bugetul Camerei Deputaților. Păi ce semnal de austeritate e asta? Apropo, domnule Bănicioiu, și Senatul și Camera Deputaților își fac posturi de televiziune, nu același, studiouri separate de televiziune. De ce? Am auzit această discuție. Nu e discuție, a pornit. Nu, bugetul știu că va fi votat. Nu este încă votat, există doar o propunere de buget la cameră. Vom vedea dacă va trece în forma aceasta. Nu consider foarte utilă această dotare a Parlamentului. Dar e o părere strict personală. Păi de ce să se mai arate vreun parlamentar moțăind? E posibil? Despre majorarea cu 5% a fondului de salarii în sistemul bugetar, repet, este o informație neconfirmată oficial, și cu ceilalți doi invitați ai noștri. Domnule Frumosu, ce se întâmplă în firmele private, apropo de 5% în plus la salarii anul acesta? Vedeți, asta este marea problemă. Discutăm de 5%, care într-adevăr poate fi considerată o mică victorie dacă ținem cont de declarația dinainte cu înghețarea salariilor. Însă am discutat de înghețarea salariilor, discutăm de creștere bugetară de 5% din punct de vedere al salariilor și bineînțeles că în societățile comerciale am auzit de săptămâni de zile reducem salariile. Iar amărâți ăștia care au 8-10 milioane în societățile comerciale, marea majoritate, deci nu vreau să luăm datele statistice, că pot să fac dovada oricând în industria alimentară, că salariile sunt undeva între 9 și 12 milioane, chiar dacă statistic media este mai sus. Numai că, sigur, discutăm de reduceri de salarii și spunem, dacă oamenii nu vor, atunci pleacă acasă. Despre ce democrație vorbim, despre ce bunăstare vorbim, despre ce putere de cumpărare vorbim,
Despre ce situație economică noi spunem că și este logic, pe perioada de criză trebuie să creștem consumul. Cu ce să creștem consumul? Cu salariile care, oricum de la o lună la alta, la marea majoritate, că discutăm de marea majoritate a angajaților, nu ajung banii pentru întreținere, mâncare, energie electrică, telefon și transport la serviciu? Adică este o situație foarte clară. Aici oamenii sunt amenințați că trebuie să accepte să reducem salariile ca să muncim toți, să nu facem disponibilizări. Amărâtul ăla pentru care o familie acasă acceptă o astfel de chestie de teama pierderii locului de muncă, în schimb ce niciodată, și lucrul ăsta mă miră foarte tare, n-am văzut un patron ca o primă măsură să aibă și să vină să spună, domne, în primă fază, eu discut cu sindicatul din fabrică și fac orice, și un protocol, și un act, și un proces verbal, până la urmă, haideți să o spunem pe cinstite, în primă fază încerc să reduc ceva din prețuri ca să vând mai mult, după aceea, eventual, dacă nu pot să vând, fac conform codului muncii un număr de personal cu 75% o perioadă prin rotație și o ultimă măsură să fie disponibilizez salariat sau închid fabrica. La noi patronii, primul lucru pe care îl spun și prima soluție pe care o găsesc, disponibilizăm oameni. Îi trimitem în stradă. Și sau ce facem? Sau reduc fondul de salarii. Și nu, problema, imediat am încheiat, problema este următoarea. Avem aproximativ 4 milioane de salariați, din care sunt bugetarii 1 milion și ceva, da? Avem 6 milioane de pensionari. Dacă tot disponibilizăm, din ce mai alimentăm bugetul, din ce mai alimentăm fondul de pensii, de șomaș și așa mai departe? Mulțumesc, domnule frumosul. Domnule Costin, există acest argument? Adică o diferență de tratament între angajații de la stat și angajații din firmele private? Există această diferență. Eu cred că sunt cel mai în măsură să vorbesc despre o astfel de situație, pentru că în corpul organizației noastre 80% reprezintă mediul economic. Ce vă spun oamenii aia când văd că ăștia de la stat vor bani mai mulți? Fiecare încearcă să-și obțină drepturile la locul lui de muncă, în compania în care se află sau în instituția în care se află. Vreau să vă spun că cel puțin în această perioadă am negociat și niște măsuri, să zic, de tranziție, care sperăm să fie cuprinse în și bugetate, cum ar fi pentru firmele care se află în dificultăți în momentul de față să fie cofinanțat șomajul tehnic, astfel încât salariatul să rămână cu contractul individual de muncă, deci cu contractul legat de firmă. Am discutat și de deblocarea în regim de urgență a 3 miliarde de euro în primul trimestru acestui an pentru plata tuturor obligațiilor pe care statul le are ca și partener în economie, pentru că multe din locurile de muncă le pierdem, pentru că statul nu și-a onorat în ultima perioadă a anului trecut și la începutul acestui an contractele în care a fost prins. Și asta a antrenat, a dus la blocaje în economie și a dus și la decizii dure care au dus la pierderi de locuri de muncă. Zilele astea, domnule... Am mai identificat și sau avem pe agenda de lucru în buget prinse sume pentru stimularea pe baza unor ajutoare de stat transparente, acceptate și de Bruxelles, a unor industrii care au rol de antrenare în economie și care vor duce la conservarea unor locuri de muncă și la generarea altora. Și nu în ultimul rând am identificat chiar în dimineața zilei de astăzi alte zone care pot însemna viitoare locuri de muncă. Domnule în Marica, industrie. Vă convine comparația asta? Eu cred că toți sunt de vină, și sindicatele și ceilalți, pentru că în cele mai multe cazuri acele diferențe de creștere sunt pentru că patronii își încarcă foarte mult veniturile, Bentley, Mercedes-uri, toate cele care le vedem peste tot, și dau salariu minim pe economie, de exemplu, în construcție nu mai vorbesc de munca la negru, minim pe economie și tichete de masă pe care le susținem și noi sindicatele, nu plătesc impozite la stat, îi dau bani la negru. Mai mult, cei care spune colegul meu că au de luat bani de la stat, știți care sunt profiturile lor ca să dea șpagă înapoi? Toate mașinile alea care circulă străine, știți pe ce bani? Păi noi vorbim de să dăm afară de la bugetari când oamenii ăștia și umflă profiturile de nu mai pot și nu împart chestia asta cu nimeni și merg cu mașinile și mănâncă semințe la pe ceilalți. Nu se poate așa ceva. Și toate deci problemele astea se rezolvă acord, eu nu pot să fiu de acord. Angajații de la stat primesc 5% nu, în plus la salariu. Dar eu nu pot să fiu de acord când spune cineva, știți, au depășit salariul celor din economia reală. Nu, cei din economia reală, patronii, nu dau banii reali salariaților. Asta este realitatea. Le dau bani la negru, mai ales în construcții, de exemplu, îi spuneam și colegului, cei din fabricile de pâine. Păi câtă pâine la negru să vinde în România? Câte impozite plătesc? Vorbeau colegii mei despre altele și altele. Ce fac socialdemocrații ca să rezolve problemele astea?
Adică plata oamenilor la negru, la lumină, cu taxe? Nu, socialdemocrații încearcă să pună legile în aplicare, încearcă ca toți cei care sunt în măsură să răspundă pentru aceste lucruri să răspundă și încearcă să facă un buget cât mai coerent și consecvent promisiunilor noastre electorale. Cum încercați? Ce se întâmplă dacă se ia un coleg de-al meu, un funcționar, de un politician important și să se ia taxele și impozite? Mâine e amenințat că e dat afară. Știați de lucrul ăsta? Nu e amenințat, e dat afară. Vă spun eu. Și atunci cum să strâng banii pentru bugetul statului ca să aibă 6%? Știu lucrurile astea. Despre asta discutăm acum. Despre faptul că politicienii acoperă pe unii, mai ales pe cei care lucrează cu statul, mai ales pe cei care lucrează cu statul și nici nu pot să mă duc peste el să văd ce profituri are și cum gestionează banii aia acolo. Tocmai de asta este votul uninominal acum. Ăla este interesat să ia banii înapoi de acolo, 20%. Tocmai de asta este votul uninominal, cap. Ce votul uninominal? Că atunci mai aveți mandat. Domnul, mai aveți mandat. Știm cum s-au câștigat foarte multe alegeri pe uninominal. Eu cu siguranță, nu, eu cu siguranță n-am să fac ceea ce ați spus dumneavoastră. Nu, dar nu am mandat ca să vorbească de uninominal, că acolo s-au dus să le spună că va fi bine, că vor crește salariile. Deci nu-i mandat, nu sunteți în mandat. Dacă mă lăsați să vorbesc, vă răspund, da. Păi da, da, nu, deci, în principiu, nu luați cu asta politică, că e greu. Păi nu vă iau, eu vă spun din punctul meu de vedere. Eu vă spun că nu sunt un astfel de politician care să vină să... Pe aia de fură? Păi, eu sper că nu. Mai sună domnul de la capătul tunelului să spune de ce e bine la noi? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Lăsați banii de campanie, că nu cu asta am câștigat noi alegerile. Dar spuneați de acele promisiuni cu care PSD-ul a obținut voturi. Și uitați-vă că... Și ăsta e mandatul? Nu, avem niște informații pe surse, eu sper să se concretizeze, dar încercăm să respectăm acele promisiuni. Evident, în măsura posibilităților, pentru că este o situație care nu este roză, este o situație destul de grea, încercăm să facem un echilibru între promisiuni și realitate. Când nu pot să iau o decizie, mă întorc la ei mei și întreb, am voie să fac asta? Dumneavoastră ați cerut voie să faceți un lucru. Acum spuneți că faceți altceva, nu trebuie cumva să cereți din nou voie? Dar stați puțin. Guvernul de ce vă asumați numai dumneavoastră, fără cetățeni? Păi nu. Guvernul cred că a fost în permanent, sau cel puțin așa am văzut eu, în permanent dialog cu sindicatele. N-am nicio treabă, că nu ne asumăm doi greșelile dumneavoastră. Domnule Marica, păi președintele spune că promisiunile astea au fost asumate pentru 4 ani. Președintele Traian Băsescu. O reacție care pe mine mă face la fel. Vreau să aud și pe a dumneavoastră. Vreau să vă spun un lucru. Eu nu pot să uit așa, când domnul Boc spunea că nu poate să lucreze cu administrația PSD, când au venit și au făcut prima alianță. Doi, nu pot să uit nici o clipă că în prima zi vor mări salariile profesorilor și cei care fac reformă vor avea salarii contra reformă. Și nu pot să uit niciodată că e datoria mea ca cetățean și nu ca lider de sindicat să fac presiune pe acest guvern ca să-și respecte promisiunile, pentru altfel toți vor minți la fel. Și este anormal. Anormal, pentru că nu se poate să vii pe un mandat și să faci alt mandat și să stai acolo cocoțat. De ce râdeți, domnule Ciorbea? Cum să nu râzi, domnule? Asta e cea mai bună glumă din ultimele... Dar ce vă așteptați ca din prima zi de guvernare să se îndeplinească toate promisiunile? Lați la o parte declarația făcută de domnul Joană că din prima zi fac ce-mi drege cu 1 octombrie, etc. Dar cum să nu râd când... Cu președintele actual al Senatului, cu toți ceilalți, cunoșteau foarte bine situația în noiembrie, când garantau bani contra reformă, când garantau totul. Și, pe urmă, ce s-a întâmplat? Vii și spui, vreau înghețarea salariilor. Dar deci, n-a spus-o nici Cioana. Cum? N-a spus-o nici Cioana. Nu, aici vorbesc de... Mircea Cioana a spus de nu, președinte. Nu vom fi de acord. Vorbesc de președinte, cum s-a prezentat în campania electorală. Și declarația președintelui a fost ceva mai nuanțată, dacă o să-mi propună, nu mă voi împotrivi și așa mai departe. Haideți, domnule, că până la urmă l-a propus clar, s-a dus ieri, doar domnul Costin poate să spună, când a făcut tevatura aceea noaptea la coaliție, că numai în timpul lui Ciorbea să dea coaliția așa, până la trei. Dacă avem sursele aici, s-a dus la sindicate, le-a promis înghețarea așa, domnule și a amintit că domnule s-a făcut la asta la nu-i promisiune. Dar altceva vreau să spun. Înainte că mi-a zis de ce am râs. Vă spun asta și pe mă întrebați pe dânși. Am râs pentru că e prima dată în istoria noastră modernă când promisiunile electorale au îmbrăcat forma unor legi. Iar una din ele s-a și pus în aplicare, începând cu 1 octombrie, cu mărirea punctului de pensie la 45% din salariul mediu. Deci, la presiunea PSD-ului, PNL-ul a adoptat această hotărâre. Celelalte legi legate de majorarea cu 50% în învățământ,
gradele, grupele 1 și 2 de pensii și așa mai departe au fost adoptate în plină campanie electorală. O asemenea formă, repet, n-a fost îmbrăcată nici în timpul lui Ceaușescu. Și dacă există această formă? Păi, dacă atunci nu-ți respect nici legea care ai adoptat-o, înseamnă nu că ești mincinos, nu că ai mințit în campanie, nu că nu ai caracter, dar nici nu mai poți fi calificat, domne. Eu n-aș mai fi ieșit din casă dacă le spuneam oamenilor așa ceva și a doua zi spuneam băieților, vă propun înghețarea. Calmați-vă puțin, mergem la Melania Medeleanu, ne spune care sunt principalele știri ale jurnalului ore 18 și ne întoarcem. Bună seara, alertă în toată țara după ce dintr-un depozit de arme din Ilfov au dispărut cel puțin 50 de mitraliere, conform Muzin, iar Ministerul de Interne a început o anchetă după ce s-a confirmat dispariția armelor. La ieșirile din capitală și pe drumurile din 8 județe sunt instituite în continuare filtre. Cum decurge ancheta, vă spunem la ora 18. De la ora 12, cabinetul Boc discută proiectul de buget pe 2009, deși totuși nu avem încă nicio garanție că vom vedea bugetul astăzi. Până atunci răsuflă informații potrivit cărora educația ar putea primi cei 6% din PIB solicitați, iar pensiile vor crește cu 5% în două tranșe. Alte detalii la ora 18. Noi atacuri împotriva românilor din Italia. Magazinul unui român dintr-o suburbie a Romei, unde săptămâna trecută a avut loc un viol comis de români, a fost atacat cu o bombă artizanală. În același timp, încă un viol alimentează sindromul mai lat în presa din peninsulă. Sunt Melania Medeleanu, vă aștept cu cele mai importante subiecte ale zilei la ora 18. Mulțumim, Melania. Între timp, ședința de guvern s-a încheiat, deci a durat 7 ore și jumătate. S-a discutat despre buget, avem o știre oficială, am primit-o în exclusivitate la Realitatea TV. Educația primește 6% din produsul intern brut, ne-a spus-o chiar ministrul educației din ședința de guvern. Așteptăm din clipă în clipă declarații la Palatul Victoria. Valentina Pufulescu, știi ceva mai mult? Bună seara din nou, tocmai s-a terminat ședința de guvern și am fost informat că în maxim 10 minute va fi și un briefing de presă, dar deocamdată nu se știe cine va face aceste declarații. Probabil primul ministru, dar este doar o presupunere a noastră, dar cu siguranță bugetul pentru 2009 nu a fost aprobat, au fost aprobate doar câteva linii generale care au fost decise încă din cadrul ședinței maraton a coaliției de azi noapte, care s-a încheiat la 3 dimineața. Sunt decizii politice care au fost luate astăzi. Despre una dintre acestea ați vorbit și voi ceva mai devreme, 6% pentru educație. De asemenea, guvernul a decis să aloce 20% din bugetul pe 2009 pentru investiții, pentru dezvoltarea infrastructurii mai multor domenii, precum educația, sănătatea, agricultura, transporturile și așa mai departe. În rest, sunt doar informații neoficiale, așa cum spuneam și mai devreme, potrivit acestora salariile și pensiile vor crește cu 5% în acest an, în două tranșe, o primă tranșă în aprilie, iar cea de-a doua în luna octombrie. De asemenea, se pare că sănătatea și transporturile vor primi bugete mai mari decât în 2008. Rămâne de văzut însă dacă în câteva minute vom primi toate cifrele exacte ale acestui buget, cifre care au fost stabilite până acum, pentru că, așa cum spuneam, nu s-a aprobat bugetul. Această sarcină va fi probabil făcută pentru săptămâna viitoare. Mulțumesc, Valentina Pufulescu. Domnule Coșa, aveți dubii serioase în privința austerității acestui buget? Da, aș vrea ca să spun că noi avem nevoie urgent de un buget. Și nu zic de cel mai bun buget, de un buget, pentru că lucrurile s-au blocat în economie. Fără apariția acestui buget, totul este blocat. Deci avem nevoie de un buget care va trebui să fie revizuit și rectificat de câteva ori. Pentru că nu este un buget de criză. Un buget de criză trebuie să fie bazat pe o idee foarte precisă și foarte clară. Și anume, care este prioritatea de bază. Ori dacă noi mărim și salariile, și pensiile, și investițiile, și învățământul, înseamnă că avem aceeași optică bugetară și anume încercăm să împărțim această budincă la cât mai mulți într-o proporție cât mai bună, ceea ce în situații de criză nu e corect. Situația de criză, atunci când se creează un buget, și vorbesc din ceea ce s-a întâmplat și în 29-33 și în alte țări acum o lună sau două, înseamnă gândirea bugetului prin prisma mijloacelor de stimulare a economiei. Ori asta înseamnă că bugetul trebuia, după părerea mea personală, trebuia să fie dublat de o viziune asupra codului fiscal. Pentru că prin codul fiscal trebuie să se încurajeze activitatea economică. Noi suntem într-o situație astăzi care e mult mai gravă decât ne așteptam acum o săptămână. Și anume, numărul de șomeri crește mult mai repede.
au fost firme, toată lumea știe, care au disponibilizat un număr mare de oameni. OMV-ul 3.000 de oameni deodată. Deci singura problemă care ar trebui să ne preocupă azi este crearea locurilor de muncă și păstrarea locurilor de muncă pe care putem să le dezvoltăm în continuare. Așteptarea noastră ar putea lua sfârșit în câteva minute. L-așteptăm pe premierul Emil Boc. Pauză, ne întoarcem. Descoperă poiana aerată cu lapte, albă sau noua poiana aerată Amăruie. Gustă poiana minunată! Astăzi ești invitat la filmul zilei pe Comedy Star. Hello. Hey. How are you? Good. Good. How are you? Oh, I'm fine. Fine, thank you. Fine. Very fine. Cute. Yeah, I think, you know, they'll like. They're sleeping. They should wake up pretty soon. If you want to wait, we can maybe have a cup of tea on the patio. Okay. I'll make it. I'll be right out. Alesul. Astăzi pe Comedy Star. Bine ai venit în universul savuroaselor mâncăruri pregătite de Frosta. Descoperă savoarea naturală a peștelui proaspăt, pregătit din file suculent, fără oase, învelit în pesmet auriu și crocant, înghețat imediat după preparare. Pentru ca gustul și savoarea să ajungă intacte la tine și să te poți bucura de ele în doar câteva minute. Gata, poftiți la Golden Fish Fingers! Frosta, potolește-ți pofta! Multe dintre alimentele tale preferate au un nivel ridicat de aciditate. Noul Colgate Sensitive Enamel Protect, pentru că alimentele cu aciditate ridicată pot produce eroziuni ale smaltului dentar, provocând sensibilitate. Colgate Sensitive Enamel Protect are o dublă acțiune, care ajută la calmarea durerii dentare și remineralizează treptat smaltul dinților. Pentru a ajuta la controlarea eroziunii smaltului și la calmarea durerii dentare, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. România în alertă. Ajută autoritățile statului cu informații utile pentru descoperirea armelor și Realitatea TV îți va premia spiritul civic. Urmărește live, minut cu minut, desfășurarea căutărilor. România e în alertă. Fii și tu cu Realitatea TV. Este în alertă și pentru că vrea să știe cum va fi clădit bugetul anului 2009. Tot mediul de afaceri așteptă aceste cifre, pentru că la rândul lor, oamenii de afaceri trebuie să-și clădească bugetele proprii. Știm deja, 6% din produsul intern brut va merge către educație, a confirmat-o ministrul Educației Catarina Andronescu în exclusivitate la Realitatea TV. Printre invitații noștri, vă reamintesc, este și domnul Petru Lacatoș, este deputatul DMR și membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci. Domnule Lacatoș s-a glumit în pauză aici în studio, pentru că invitații noștri spuneau ce înseamnă 6% din PIB, când habar n-ai cât e PIB-ul. Sau cât va fi. Așa este și în afară de aceasta, spuneam și eu aici, discutam cu colegii din studio, 5% este o bulă de aer atât pentru guvern cât și pentru sindicate, majorarea cu 5% a salariilor și pensiilor, pentru că în afară de cele spuse de domnul Coșa mai trebuie adăugat și un lucru esențial: cât va fi inflația, pentru a putea vedea dacă se păstrează sau nu puterea reală de cumpărare. Ori în ceea ce privește întreaga economie, președintele țării a avut o mică greșeală. S-a spus că în România nu este criză financiară. Trebuia să spună că nu este criză bancară, pentru că criză financiară deja este. Vă dau un exemplu. Din ce în ce mai multe sunt facturile neachitate, nu numai între stat și
agenții economici, ci și între agenții economici. Aceasta va duce la o blocare. De ce? Firmele nu reușesc să ajungă la credite și vor trece la disponibilizări și mai masive. Deci ieșirea din această criză pe baza unei strategii bine definite ar fi stimularea economiei și de aici celelalte lucruri. Bineînțeles, putem discuta de reduceri de personal, dar nu așa stil mașină de tuns iarbă. Vă dau un exemplu. Nu mai vorbim de descentralizare. De ce nu lăsăm la nivelul consiliilor locale să stabilească ei, pe baza bugetului pe care au primit, ce număr de personal, cum să încadreze în acele sume care li s-au acordat. O altă problemă tot în economie. La ora actuală, agricultorii care au încheiat contracte pentru accesarea fondurilor Uniunii Europene, când au încheiat contractele, leul era, adică euro era la 3,35-3,4. Acum când ei trebuie să vină cu cofinanțarea cu partea lor de 15-20%, leul este la 4,2-4,3. Și bugetul în continuare a fost calculat la 4,06? A rămas la 4,06, domnule Coșa? Bugetul? Da, din câte știu, da. Și suficient? Nu, sigur că nu. Suntem la 4,23 după 4,31. E foarte greu de presupus că se va întoarce leul la așa ceva. Nu. După părerea mea, sub 4,10, 4,15 nu va coborâ prea repede sau chiar deloc pe anul ăsta. Domnule Costin, domnule Marica, aseară președintele v-a propus să vă înghețe salariile? Pe șleau. A încercat să ne convingă. Bineînțeles. A încercat să vă convingă. Și președintele și premierul. Cu ce argumente? Am avut aceeași. Păi, vreau să vă spun că eu sunt într-o confuzie absolută și cineva minte cu nerușinare. Ieri, la ora 14, președintele României, Vasile, era lângă mine. Președintele României ne-a informat că, datorită faptului, Ministerul Transporturilor nu și-a rezolvat problemele legate de acreditările necesare pentru a gestiona banii de pe structurale dedicați transporturilor, să ne luăm gândul de la investițiile în faimoasele autostrăzi care vor genera locuri de muncă, dacă ne facem treaba bine în relația cu Comisia, vom începe să tragem bani de la 1 ianuarie 2010. Acum o oră jumate mă întâlnesc cu fostul ministru al transportului și întreb: domnul ministru, am avut această informație, adevărat sau nu? La care fostul ministru al transportului spune: este o minciună sfruntată, mi-a dat un număr de telefon și m-a rugat să sun, să verific și să mi se confirme. Domnule, de acolo că autoritatea de management, haideți să vedem dacă ne lămurește domnul prim-ministru, sunt ok. Bună ziua tuturor! Am adoptat astăzi, din punctul de vedere al Guvernului, forma bugetului de stat pe anul 2009, proiect de buget de stat ce urmează a fi discutat luni cu partenerii sociali, după care va fi trimis la Parlament. În cazul în care, în urma discuțiilor cu partenerii sociali, vor mai apărea recomandări, sugestii de completat, Guvernul se va întâlni într-o altă ședință pentru a discuta aceste lucruri. Dar astăzi, din punctul de vedere al Guvernului, atât bugetul de stat, cât și bugetul asigurărilor sociale are forma finală pentru a fi prezentată partenerilor sociali, după care înaintată Parlamentului. De asemenea, astăzi am adoptat, în acest context al adoptării legii bugetului, un set de măsuri pentru susținerea creșterii economice și limitarea efectelor crizei. În acest set de măsuri avem o componentă economică și o componentă socială și vreau să fac precizarea că este vorba de primul set de măsuri cu privire la susținerea creșterii economice și limitarea efectelor crizei, urmând ca pe parcurs acest set de măsuri să fie completat. În cadrul componentei economice am adoptat următoarele măsuri. 1. Alocarea a 20% din bugetul anului 2009 pentru investiția publică masivă în infrastructură. Aici, când vorbim de infrastructură, ne referim la infrastructura din transporturi,
la cea din domeniul mediului, a sănătății, a învățământului, a reabilitării termice a blocurilor de locuit, un program extrem de important, generator de locuri de muncă și de economii, atât în buzunarul populației, cât și în bugetele locale și naționale, și, evident, infrastructura care se referă la drumuri județene, drumuri comunale, pietruiri, alimentări cu apă, tot ceea ce înseamnă, practic, infrastructură în România. De ce? Este principala măsură care susține creșterea economică și principala măsură anticriză. Întrucât, pe de o parte, vizează menținerea de locuri de muncă și crearea de noi locuri de muncă acolo unde este posibil și alimentarea evidentă a bugetului de stat cu acele sume necesare pentru a ne putea achita obligațiile sociale pe care le avem. 2. Achitarea datoriilor guvernamentale cu privire la restanțele lăsate de vechiul guvern, a facturilor și a subvențiilor restante. E o moștenire pe care o avem de plătit. Suntem convinși că fără achitarea datoriilor restante, economia se blochează și în loc ca guvernul să fie un factor care să genereze creștere economică, ar fi un factor care ar crea blocaje în economie. Deși efortul este uriaș, domnul vicepremier o să vă dea detalii concrete pe care le-am discutat de atâtea ori, el trebuie să fie făcut pentru a putea genera în continuare creștere economică în România. 3. Creșterea gradului de absorție a fondurilor comunitare. Cunoaștem performanțele foarte slabe ale vechiului guvern. Din acest punct de vedere am înființat un comitet interministerial sub coordonarea premierului și a vicepremierului, care monitorizează săptămânal progresele făcute în absorția fondurilor comunitare. 4. Neimpozitarea profitului reinvestit. Această măsură va fi făcută printr-o ordonanță de urgență pentru modificarea codului fiscal. 5. Posibilitatea compensării TVA-ului de recuperat cu TVA-ul deplătit sau cu alte impozite datorate bugetului de stat și în lunile ulterioare lunii în care s-au depus cererile de restituire, precum și după expirarea termenului legal de 45 de zile. Din nouă măsură, prin posibilitatea compensării TVA-ului de recuperat cu cel de plătit, să eliminăm blocajele, birocrația, pierderile de timp care au loc în sistem și prin care, pe de o parte, întreprinzătorii câștigă timp, își recuperează sumele financiare pe care le au, iar bugetul de stat este alimentat cu aceste sume din TVA necesare alocării în alte domenii. Pentru aceasta va fi emisă o ordonanță de urgență pentru modificarea codului fiscal. A șasea măsură vizează capitalizarea cecului și a Exim Bank-ului, măsuri foarte importante din perspectiva susținerii întreprinderilor mici și mijlocii. Numai la cec vorbim de o capitalizare cu aproximativ 250 de milioane de euro, pentru ca din această capitalizare să putem, pe de o parte, constitui resurse financiare pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a da o injecție de capital în vederea susținerii acestora, întreprinderi atât de necesare funcționării economiei românești în momentul de față. De asemenea, coroborată cu această măsură, numărul 7, înființarea fondului de contragarantare a creditelor pentru IMM-uri și, în cadrul CEC, așa cum am spus, fondul de finanțare, nu numai de contragarantare, pentru întreprinderile mici și mijlocii. 8. Alocarea prin bugetul de stat a aceluiași volum de fonduri alocat pentru promovarea exporturilor ca în anul 2008, precum și majorarea contribuției statului pentru finanțarea acestei activități. O măsură pentru susținerea exportului, măsură deja prevăzută în legea bugetului de stat. 9. Continuarea și extinderea programului RABLA. Începând cu acest an, sunt acceptate pentru intrarea în program și mașinile care acum au o vechime de 12 ani. Înainte erau acceptate numai mașinile care aveau o vechime de 10 ani. Și pe de altă parte, noul program mai aduce ca noutate majorarea sumei acordate de la 3.000 de lei la 3.800 de lei, precum și finanțarea a numai puțin de 60.000 de vehicule față de 40.000 în anul 2008. Deci programul RABLA, așa cum am promis, merge mai departe cu alocările financiare pe care le-ați precizat. În ultimul rând, 10. Includerea în bugetul general consolidat a veniturilor proprii ale instituțiilor și agențiilor guvernamentale. Asta înseamnă că acele agenții guvernamentale sau instituții care au venituri proprii, de fapt sunt tot venituri publice de la stat, ele vor fi incluse în bugetul consolidat al statului,
și, evident, vor fi alocate resursele în concordanță cu interesul general și nu cu interesul particular a unor persoane care conduc asemenea agenții sau instituții. Din perspectiva componentei sociale, prima măsură anticriză pe care o vizăm se referă la cei cu pensii mici și foarte mici. Din acest punct de vedere, vom institui în două tranșe o pensie socială minimă de 350 de lei. Repet, o pensie socială minimă de 350 de lei în două tranșe. Toți cei care au venituri până în 300 de lei la 1 mai, cu achitarea în luna iunie, vor primi diferența de la ceea ce au acum sub 300 de lei, vor primi de la 1 iunie, practic, 300 de lei. Toți pensionarii care au sub această valoare pensie. De la 1 octombrie, cu plata de la 1 noiembrie, toți vor avea o pensie socială minimă de 350 de lei. Este un efort bugetar de 190 de milioane de euro și, ca să fiu bine înțeles, în fapt, nu este vorba de o modificare a legii pensiilor, care merge pe baza principiului contributivității, ci e vorba, în esență, de un ajutor social care se acordă persoanelor care au cele mai mici venituri din perspectiva pensiilor din România. Repet, de la 1 mai cu plata din luna iunie până la 3 milioane de lei vechi, de la 3.500.000 de la 1 octombrie cu plata de la 1 noiembrie. E un efort, repet, financiar, dar pentru susținerea, într-adevăr, a acelor categorii sociale care sunt cel mai tare lovite de efectele crizei economice și pentru care aceste sume de bani reprezintă un minim necesar pentru a putea să aibă un nivel cât de cât decent de trai în România. A doua măsură vizează compensarea cu 90% din prețul de referință pentru medicamentele compensate, sau altfel spus, compensarea cu 90% a medicamentelor pentru pensionari cu pensie mai mică de 600 de lei. E un program al Ministerului Sănătății extrem de bine articulat. Compensarea aceasta și a sumelor care vor fi alocate, aceste sume vin din taxa de viciu, fără a afecta bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, alocat medicamentelor compensate. Deci este important de știut acest lucru. De asemenea, în ceea ce privește persoanele care se află în șomaj tehnic, avem următoarea măsură pentru acele categorii de persoane. Pentru veniturile din șomaj tehnic, timp de 3 luni de zile, nu se plătesc contribuții și impozite la bugetul de stat și bugetul asigurării sociale de stat. Repet, pentru o perioadă de maximum 3 luni de zile. Să spunem că o persoană se află în șomaj tehnic la o anumită întreprindere, pe o perioadă de maxim 3 zile, de maxim 3 luni de zile, nu se plătesc la bugetul de stat contribuțiile de asigurări sociale, acestea fiind suportate de către stat. Evident că nici întreprinzătorul nu are foarte multe dorințe ca să țină o persoană în șomaj tehnic pentru că plătește 75% din salariu. Dar în acest efort vine și statul și îl ajută cu scutirea plății acestor contribuții la asigurările sociale și a impozitelor pe care le are de plătit la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat. Și în ultimul rând, susținerea cu 50% a formării profesionale continue pentru angajați și șomeri, pe care măsura am prevăzut-o deja în bugetul de stat, ca de altfel și măsura anterioară despre care am vorbit, e vorba de o măsură prevăzută în bugetul de stat pe anul 2009. În acest context am vorbit și am decis și astăzi suprataxarea produselor de lux și taxarea la nivel european a jocurilor de noroc, ca o măsură prin care se pot găsi resurse financiare suplimentare la bugetul de stat. Acum câteva considerente despre bugetul de stat pe 2009 în contextul acestor măsuri anticriză pe care le-am prezentat, măsuri de susținere a creșterii economice și de limitare a efectelor crizei. Construcția bugetară pornește de la câțiva indicatori macroeconomici pe care îi cunoașteți, dar îi repet. Creșterea economică prognozată 2,5% în anul
2009, deficit bugetar 2%, rata inflației 5%, un produs intern brut de 144,7 miliarde de euro, un buget total de 51 de miliarde de euro. A doua observație cu privire la bugetul de stat pe anul 2009 este aceea că alocăm, așa cum am spus, 20% din buget pentru investiția publică masivă în infrastructură, aproape 10 miliarde de euro. A treia componentă se referă la politica salarială și a pensiilor. Aici vreau să vă spun că într-un an extrem de dificil din punct de vedere economic, într-un an în care venim după o creștere economică de 7,8% în 2008, dar cu un deficit bugetar de 5,2% și cu datorii restante de aproximativ 7 miliarde de euro, adică diferența între veniturile prognozate și veniturile realizate, suntem constrânși, pe de o parte, în contextul căderii creșterii economice de la 7,8 la 2,5 și de la un deficit bugetar de 5,2 la 2%, să găsim soluții pentru ceea ce înseamnă infrastructură, adică motorul creșterii economice, dar în același timp să nu abandonăm politica salarială și a pensiilor pe care avem obligația ca stat să o asigurăm. De aceea, resursele din acest punct de vedere sunt limitate și chiar dacă ele sunt în cuantum mai mic în raport cu anii anteriori, vreau să vă spun că am făcut eforturi atât cu partenerii politici de la PSD, cât și în discuțiile cu partenerii sociali, să găsim soluții ca împreună, prin solidaritate, să putem trece acest an dificil. Din acest punct de vedere, politica propusă de guvern în materia pensiilor și a salariilor sau a salariilor și a pensiilor este următoarea. În anul 2009, salariile și pensiile se vor mări cu rata inflației, adică cu 5%, după următorul scenariu. Cu 3% din aprilie cu plata în luna mai și cu 2% de la 1 octombrie cu plata în noiembrie. Asta înseamnă că, practic, în acest an vom avea o creștere a salariilor bugetare și a pensiilor cu 5%. Am făcut mențiunea specială ca măsură anticriză cu privire la ajutorul social pentru cei care se află cu o pensie sub 3.500.000 de lei vechi, adică 350 de lei noi, pentru aceștia, în două tranșe, așa cum am spus, de la 1 mai cu plata din iunie, îi vom aduce pe toți la 3 milioane de lei vechi sau 300 de lei, iar de la 1 octombrie cu plata de la 1 noiembrie, îi vom aduce pe toți la o pensie minimă, pe baza ajutorului social, de 350 de lei vechi, ca o componentă a planului anticriză în măsurile de protecție socială. În ceea ce privește măsurile pe care le-am luat în vederea asigurării acestor resurse, știți că am luat încă de la începutul mandatului nostru câteva măsuri dure prin care am limitat cheltuielile bugetare. Am suspendat pe anul 2009 posturile restante din sistemul bugetar. Am luat acele decizii cu privire la bugetarii de lux, la participarea în consiliile de administrație, care ne-au oferit resurse financiare. De asemenea, anul acesta va avea loc o compensare cu timp liber a orelor suplimentare și ele, în consecință, nu vor fi plătite. De asemenea, în anul 2009 nu vom putea acorda prime în cursul acestui an. Și, nu în ultimul rând, vorbim de o reducere a cheltuielilor de personal. Repet, o reducere a cheltuielilor de personal de aproximativ 20%. Asta ce înseamnă? Că obiectivul guvernului este de a strânge cureaua acolo unde se poate într-un an de criză. Obiectivul nostru este să păstrăm locul de muncă, nu să-l trimitem pe om acasă. Dar înainte, Doamne ferește, de a ajunge la o soluție, de a disponibiliza pe cineva,